Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi studenți, mă bucur că aproape ați umplut sala. Este un semn de normalitate, să știți. Și vă spun asta din perspectiva unui om mai în vârstă decât o parte dintre dumneavoastră. E normal să fii prezent în sală cu unul dintre cei mai buni jurnaliști români, nu să spun cel mai bun, că se va enerva și ați văzut ce încruntat e în fotografie. Dacă ar fi să merg după șablon, aș spune că domnul Cristian Tudor Popescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar dimpotrivă, pentru că sunteți foarte mulți oameni tineri aici, am să spun câteva cuvinte despre domnia sa, asta pentru că viața fiecărui om are câteva repere. Iar câteva dintre reperele din viața domnului Popescu sunt următoarele. Ca și mine, să zic, așa este balanța. Dânsul e născut pe 1 octombrie, eu sunt pe 4 octombrie, iar de la dânsul în București, în Turnul Severin. Absolvit în 1981 Facultatea de Automatică și Calculatoare din București, fiind inginer. O să vă spun că numele real este Cristian Popescu, dar fiind prieten cu un foarte, foarte bun poet al generației 80-90, pe care îl cheamă tot Cristian Popescu, au hotărât că cel care va publica primul își va păstra numele întreg. Cel care va ieși primul în presă, și s-a întâmplat ca regretatul poet și extraordinarul poet Cristian Popescu să apuce să publice primul. Cristian Tudor Popescu a venit mai târziu și atunci a adăugat Tudor, care este chiar numele tatălui. Din 1991 este angajat la Cotidianul Adevărul, direct ca redactor șef adjunct, ca să nu fie probleme, până în 1996, când a fost avansat în funcție și până în 2005 a fost redactorul șef al acestui ziar, paralel, nu e așa ca orice ziarist care se respectă, încă a fost redactor șef la săptămânalul Adevărul Literar și Artistic din 1992-2005. În 2005 demisionează de la Cotidianul Adevărul și, alături de alți 81 de jurnaliști, împreună cu Mircea Dinescu, fondează ziarul Gândul, unde a fost director până în 2008 și editorialist până în 2015, când a demisionat. Domnul Cristian Tudor Popescu a fost declarat pe baza sondajelor de opinie de 4 ori consecutiv ziaristul și analistul politic numărul 1 al României în anii 2005, 2006, 2007, 2008. Este deținător al Premiului European pentru Jurnalism al Fundației Zeit Stiftung în anul 2002 și distins cu Ordine de Jurnaliștii, înmânat de președintele Italiei în anul 2004. În anul 2003 este ales președinte al Clubului Român de Presă, din care a demisionat în 2006 și o să vă spun apoi motivul, pentru că cu acest motiv al demisiei domniei sale vreau să discutăm. Este autorul mai multor cărți. Cea mai recentă, ați văzut-o afară, Dumnezeu e mort. Dacă vă doriți și mai ales dacă vă doriți cu autograf... Dumnezeu nu e mort, așa. A debutat în 1997 la editura Albatros cu volumul Planetarium, pentru care a obținut premiul Congresului European de Science Fiction de la Montpellier, în Franța. Apoi, în 91, Vremea Mânzului Sec, iar ultimile trei cărți, am să vi le spun, Filmar în 2016, Viața și Opera 2022 și Dumnezeu nu e mort 2023, toate apărute la editura Polirom. Dânsul a venit ieri, domnul Popescu, și a fost rapid urcat în mașină și dus la Jimbolia, unde are loc a treia ediție a unei tabere de literatură pentru oameni foarte, foarte tineri. Între acei oameni, o cunoștință de-a mea, și aseară am întrebat-o și vreau să vă citez. Zic, cum a fost întâlnirea cu Cristian Tudor Popescu? Și îmi răspunde fata, tânără, 20 de ani. Sincer, îmi era frică de dumnealui. Am văzut câteva interviuri cu dumnealui, dar a fost savuros azi, uimitor, foarte cald, foarte aproape și foarte interesant. Am stat de la 7 până la 22. Nu am simțit când a trecut timpul. Sunt convins că și întâlnirea de astăzi va fi la fel, nu știu dacă vom sta până la ora 10 seara, dacă domnul Popescu vrea. Motivul pentru care și-a dat demisia de la președinția Clubului Român de Presă a fost acesta, citez: ziariști au devenit, în prea mare măsură, niște mercenari. Vă mențineți afirmația, domnule Popescu? Se aude? Se aude, da.
Cuvântul care mă enervează în sintagma de la început, Robert, este chiar cuvântul jurnalist. Eu spun de vreo câțiva ani buni că nu mai sunt jurnalist și nu mai vreau să fiu considerat jurnalist. Eu știu asta și de asta am luat asta roșie ca pe o capă în fața unui taur să vă enervez, dar știam că vă enervează mai tare chestia, de-aia am insistat, ca să văd cum reacționați și uite, reacționați bine. Slavă Domnului! Da. Adică nu mai sunt jurnalist pentru că nu mai sunt angajatul niciunei unități de presă. Eu n-am fost niciodată angajat la vreo televiziune, am fost doar colaborator, am fost la multe, dar colaborator. Și în clipa de față sunt un om care postează pe Facebook. Ca oricare altul. Deci nu mai am la dispoziție o televiziune, un ziar ca să mă exprim. Nu. Eu am intrat în acest ring al luptei în noroi, pentru că asta înseamnă să scrii pe net, și unde sunt tratat ca atare de către ceilalți. Adică eu sunt un postac, ca și ei. Ei se consideră că toți suntem la fel acolo, postăm fiecare. Ba chiar se întâmplă lucruri interesante. De pildă, sunt multe comentarii, se creează un soi de metatext la textul pe care îl postez eu, postez un text și apare un metatext după aceea, alcătuit din comentarii. Sunt inși care livrează în primele 10 secunde după ce am postat eu, sunt vreo 10-12 comentarii. Vă dați seama, nici titlul, dacă nu știu dacă l-au citit. Dar ei deja au comentariu pregătit, unii dintre ei sunt constanți, n-ai murit, boșorogule. Asta e prima... Vă dați seama că omul ăla stă și e pregătit ca să intre, ca din bloc starturi, să intre acolo în primele 10 secunde și să-mi posteze mie chestia aia, n-ai murit, boșorogule. Viața lui este organizată în funcție ăla, trăiește ca să-mi dea mie acolo replica aia, că altfel n-ar putea să fie atât de prompt. Da? M-am și gândit uneori, având în vedere numărul considerabil de inși care mă urăsc sincer, domne. Ura e un sentiment adevărat, e puternic, consumant din punct de vedere al energiei vii, a ființei. Ura e și un sentiment care leagă, un sentiment care poate să lege, ca și iubirea. Mi-amintesc de bine că sentimentul pe care mi-l dădea gândul la Nicolae Ceaușescu după 1990 era acela al locului gol de unde ți-a fost scoasă o măsea care era să-ți infecteze creierul. Da? Aveai febră 40, era să mori și acum ți-a scos măsea și dai cu limba și cauți durerea aia care era acolo. Așa îmi lipsea mie Nicolae Ceaușescu, pentru că mă lega de el ura. A fost singurul om pe care l-am urât cu adevărat, pe care l-aș fi împușcat între ochi de la un pas distanță fără să clipesc. Deci mă gândesc ce s-ar întâmpla cu oamenii ăștia, toți cei care îmi spun cum o să mor pe net, o să mor de cancer în gât, pe unde scoți chestiile alea, când ce spui... diverse alte așa, oamenii ăștia ar intra într-o depresie profundă dacă eu chiar aș crăpa mâine. Vă dați seama? Pentru că ei sunt legați de mine, ei, urându-mă ei trăiesc. M-am gândit de multe ori la ei. Deci eu nu mai sunt jurnalist, pentru că nu mai sunt jurnalist cu acte și nu mai vreau să fiu considerat jurnalist, pentru că nu mai e nici măcar cum citai de acolo, Robert, că sunt mercenari. Ăștia nici mercenari nu mai sunt. Ce sunt acum? Eu nu vreau să fiu coleg cu aceste personaje pe care le puteți vedea, în special pe ecranul televizorului, pentru că jurnalism, ziarist, asta vine de la ziar, de la jurnal. În clipa de față, meseria asta nu mai e considerată, în special de cei tineri,
în legătură cu scrisul, ci cu imaginea. În mod fundamental cu imaginea. Dacă veți face niște interviuri la o facultate de jurnalism cu cei care vor să candideze și întrebați, ei o să vă spună că vor pe sticlă, în special domnișoarele. Nu concep decât pe sticlă. Adică jurnalismul este să te arâți la undeva, la un televizor și să spui ceva. N-are importanță mare ce. Important este vadă lumea. Ăsta este jurnalismul. Și înțeleg și preferința, dincolo de faptul că în clipa de față imaginea încalecă cuvintele din ce în ce mai mult, cuvintele sunt tot mai rare, sunt mai puhave, oamenii le sar, dacă îi gândiți-vă că în anii 90 un editorial în adevăr era de 3 pagini, mă rog, și jumătate. 3 pagini și jumătate, editorial. Și când mă gândesc, mi se pare Forsyth Saga în clipa de față și oamenii citeau atunci așa ceva. Acum, titlu, maximum prima propoziție, atât și, pe urmă, riscul este că cu asta ai de-a face când scrii, ca omul să treacă imediat mai departe. Este frunzăritor, recalcitrant receptorul acum, ca să-l ții cu tine acolo să citească, trebuie să faci ceva. Dar asta vine din faptul că suntem toți captivii rețelelor de socializare, acestor scrollări, acestor zapări și cumva modul nostru de a ne concentra s-a schimbat sau datorită faptului că lumea nu mai are pur și simplu încredere în presă? Da, nu mai are încredere în presă și acesta este un fenomen, dar înainte de asta, mai, cu caracter mai de generalitate, este această toxicomanie. Oamenii se droghează în clipa de față cu ce ai spus, cu zaparea. Nu mai există preocuparea pentru a te fixa pe un subiect, pe un titlu, pe un item ceva și a citi, a vedea despre ce este vorba până la capăt în chestiunea respectivă. Esențială este operația să treci cât mai repede peste cât mai multe lucruri. Adică operația în sine, conținuturile nu mai contează și această operație capătă un caracter aproape obsesiv-compulsiv. Și imaginea, pentru mine, imaginea perfectă, emblematică, este datul pe telefon cu degetul. Nu știu de ce lipsește în gestul ăsta punerea și pe limbă. Știți? Adică așa ar trebui, ca la datul filei cărții. Te dai și pe limbă. Și am văzut persoane care fac lucrul ăsta continuu. M-am uitat, am vrut să văd un experiment. A trecut o jumătate de oră și persoana respectivă continua cu mișcarea aia. Și pe care m-am dus și am întrebat. Ce poți să faci în jumătatea asta? Iertați-mă, întreb și eu. Înțeleg, ați văzut ceva, nu știu, v-a zis ceva, un mail, o știre, dar o jumătate de oră ce ați dat acolo, că eu nu pot să pricep. Păi, zice, citesc tot felul de ce îmi spune cu tare, ce îmi spune cu tare, mai vin niște știri, sunt abonat la acolo, vine aia, da, cu tare. Deci asta este drog, după părerea mea. Este în primul rând un drog, nu mai are legătură cu noțiunea de a te informa. Nu, oamenii aceștia nu doresc să se informeze, doresc să, cum să spun eu, să lingă informația, că de-aia am pus mâna, degetul pe limbă, să o lingă, nu să pătrundă în ea, da? Și să treacă cât mai repede de la una la alta. Ăsta e esențialul, cât mai repede. Cred că ține și de un tip de curiozitate, pentru că ne place, nu ne place, telefonul furnizează într-adevăr din plin o mulțime de informații. Numai pe zona artei sunt o mulțime pe care vrei să le știi, vrei să ai habar ce se întâmplă în Timișoara, unde sunt o mulțime, dar vrei să vezi și în București expoziția, ce am mai zis cu tare, ce am mai zis cu tare, și nu cred că poți acoperi
Teoretic n-ai cum acoperi, dar dacă faci chestia asta, da, măcar îți faci o hartă mentală a ceea ce se întâmplă. Și cred că gestul de care vorbești, exact ăsta e. Da, știu că n-ai. Și nici nu vrei. Ăsta deci, mic cu taste. Acest obiect din epoca de piatră este, iată că se poate și așa. Dar, uite, mai aveți și noastră. Nu ți-ai luat unul din ăsta pentru a nu fi tentat? Pentru a nu exista tentația? Nu, tentația nu va exista niciodată la mine. Totuși, ai amintit faptul că sunt inginer de calculatoare. Și eu chiar știu despre ce e vorba în povestea asta cu informația și nu va exista pe mine. Eu nu pot, sunt imun la genul ăsta de manipulare despre care vom vorbi, că e în titlu astăzi. Sunt imun pentru că știu ce e înăuntru poveștii astea. Am avut de altfel scurte iarăși discuții cu și cu tineri și cu oameni mai. I-am întrebat, dom'le, dar știți cum funcționează cât de cât o chestie de genul ăsta? Care sunt principiile ei de bază? Cum merge? Nu. E un black box. Nu știm cum funcționează, o folosim, e utilitară, input-output. Apăsăm și se întâmplă cu tare. Dar nu știm de ce se întâmplă așa, nu știm de ce nu se întâmplă altfel și nici nu ne preocupă. Și acest fenomen black box a ajuns să se extindă la, pentru că oamenii au de-a face cu din ce în ce mai multe obiecte pe care le folosesc, electronice, și pe care nu le controlează. Habar n-au ce este în interior. Și de aici a apărut un fenomen interesant. Și anume, v-ați gândit vreodată de ce a apărut ideea aceea că în vaccin, în perioada pandemiei, că în vaccin sunt băgate chipuri. Pe mine m-a preocupat. De ce chipuri, domne? Mult mai firesc ar fi trebuit să bage o travă ceva. O travă, o substanță chimică, ceva care să dea, cum spunea președintele fost al Braziliei, să nască femeile crocodili. Președintele Braziliei, după ce iau aceste vaccinuri. Dar de ce chipuri? Și am ajuns la o explicație. Din pricina urii... Atenție, schimbați microfonul. Da. Poate mă ascultă cineva și pe ăsta, acolo, în timp ce vorbesc. Chiar și pe ăsta. Cu toate că să știți că ăsta e mult mai greu de interceptat decât astea. Asta e alt aspect. Așa. Ce înseamnă un scriitor de science fiction cândva? Bun. Deci, de ce chipuri, domne? Din pricina urii, din nou ura, care se creează față de ceea ce nu înțelegi. Prima tendință a omului care nu înțelege este să urască ce nu înțelege, să deteste, să respingă, să urască. Și s-au adunat un număr imens de oameni pe planeta asta care nu înțeleg cum funcționează, ce sunt multe obiecte din jurul lor. Fie telefonul, fie televizorul, fie computerul, fie electrocasnicile, fie ce vreți. Vreau să vă întreb, e adevărat că dârele de alea de avion sunt de fapt cumva similare cu liniile de tramvai și că de fapt avioanele merg așa cum merg tramvaiele și firobuzele? Sau nu știți despre ce e vorba? Eu ba știu, da. Numai că eu știam că dârele acelea sunt simbolul dârelor de cocaină de la marginea mesei. Printre drogangii... Deci acolo sunt avioanele care transportă cocaină. Aha. Da. Astea, urmele alea de pe cer, sunt simbolul cocainei. Și a pus o influencer această întrebare. Probabil că știi, nu? Știi despre nu ce știu, nu știu, dar nu am dat răspuns. A. Doamna Ster. Cine? Doamna Ster, Olivia Ster. Trebuie să-mi pun centura de siguranță. Da. Da. Deci nu discutăm atunci că nu știu subiectul. Nu știu subiectul, da. Îl povestim după. Deci, asta este. De ce chipuri, domne? De ce nu altmasim? După care m-am gândit, vezi ce înseamnă să te orbească ura și să nu mai judeci și vom vorbi iarăși dacă avem timp despre rațiune, să nu mai fi rațional. Păi dacă erau raționali, o puneau așa, domne, de fapt chipul nu vine prin vaccin, vine prin bățul ăla pe care ți-l bagă în nas când te testează, pentru că fosa nazală e mai aproape de creier. Chipul are niște piciorușe
Dacă ați văzut cum arată un chip, el are piciorușe. Și poate din piciorușele alea pe aici, pe-n fost, ajunge în creier și ți-l mănâncă. Era mult mai plauzibil construită treaba decât să bagi chipul în litruța aia de vaccin ce e acolo, din siringă. N-are sens toată povestea. Iată. Da, sunt chipuri ca să ne poată manipula. De asta ni s-au băgat chipuri ca să putem manipula. Pentru că oamenii se simt extrem de importanți. Trebuie să fim manipulați. De ce? Pentru că noi suntem importanți. Pentru că eu sunt singurul. Voi sunteți niște imbecili care v-ați vaccinat, dar eu, care sunt deștept, eu nu m-am vaccinat. Da? Oamenii aceștia au căpătat foarte multă stimă de sine prin faptul că nu s-au vaccinat. Nu avea nicio legătură cu biologia, cu chimia, cu... pur și simplu. Și acum sunt unii care îmi spun pe net, ai văzut, bă, nenorocitule, că de-aia scrii prostiile astea acum, că te-a tâmpit vaccinul. Noi am rămas puțini, suntem puțini, dar am rămas puri, genuini. Da. Aș vrea să citez în continuare ceea ce ai spus, un text a apărut recent pe un site unde publici, Republica, da, a lui Ciprian Mihali. Da, da, bun. Și spune la un moment dat Ciprian Mihali, care este profesor la Universitatea din Cluj, rețelele sociale au dat prostiei șansa să se agreze și proștilor posibilitatea să devină solidari. Ele le-au permis să nu mai trăiască ignoranța, incultura sau repetenția ca pe rușine, ci ca pe acte de curaj și de libertate. Pe măsură ce crește acest val al agresivității prostiei, încep să conștientizeze și oamenii inteligenți și cultivați că nu mai e suficient să-și onoreze inteligența doar cu diplome, ci trebuie să strângă rândurile, indiferent de opțiunile ideologice, pentru a face față acestei amenințări reale. Foarte corect. Dar cu mult timp înaintea lui Ciprian Mihali a spus lucrul ăsta chiar înainte de a muri Umberto Eco. Că atunci internetul începea să invadeze lumea și Eco a spus cu invenția asta prostul satului o să iasă pe ulița mare. Nu? Ceva mai sugestiv. Da. Să ne întoarcem la temă. Da. Ce-ar mai fi astăzi manipularea? Ce-ar mai însemna manipulare? Și dublez întrebarea. Există manipulare pozitivă? Da, există. Încep cu partea a doua. Sigur că există. Manipularea nici nu e un lucru rău în sine. Depinde la ce folosești. Pe orativ. Da. El e folosit pe orativ. La urma urmei, toată educația este o formă de manipulare. Poate fi subsumată. Ce mai este astăzi manipulare? Mai întâi hai să vedem ce este manipulare. Care ar fi definiția manipulării și dacă e vreo deosebire între ea și propagandă. De obicei acești termeni sunt oarecum suprapuși în discursurile pe care le auzim. Există vreo deosebire între manipulare și propagandă? Da, sigur. Care? Manipularea înseamnă să influențezi fără ca omul sau grupul influențat să-și dea seama, pe când propaganda e de la început o declarație de dorință de a influența, nu? Da, așa este. 10, propaganda mulțumesc. Este deschisă, nota 10, Robert. Propaganda înseamnă să te fac să crezi niște lucruri spunându-ți-le public, direct și repetat, în vreme ce manipularea are ca obiectiv final chiar mai mult, să te facă să crezi că tu ai gândit ideea la care ai ajuns. Nu că ți-am impus-o eu. Nu. Și să fii... E mai puternică manipularea. De ce? Pentru că atunci când vei ajunge la concluzia aceea și nu-ți vei da seama că ea ți-a fost indusă prin niște mijloace mai mult sau mai puțin rafinate, o ți-o vei asuma și o vei considera a ta și o să o aperi cu zel și cu săbii de oțel până în pânzele albe, mai mult decât ăia care au dorit să ți-o inducă. Am văzut așa ceva. Pentru că o consideri rodul gândirii tale. El nu e rodul gândirii, ai fost manevrat, ai fost manipulat fără să-ți dai seama multă vreme și ajungi la această concluzie. Oricine poate fi manipulat. Ți s-a întâmplat? Da, sigur că da. Și amintești un caz în care
ai simțit sau, mă rog, ți s-a devalat? Unul așa mai... Sigur, da, sigur că da, bineînțeles. Mi-amintesc cum am... Da, acolo n-am fost eu manipulat, mă rog, nici nu prea aveam ce să fac. Totuși e un caz spectaculos ăsta din presă și un caz real de manipulare, de autointoxicare, dacă vreți. Era un scandal pe vremea aceea, scandalul Iliescu-KGB și cu se transformase într-un scandal cu Măgureanu și SRI. Și a evoluat scandalul respectiv, a ajuns până la faza în care o anume ziaristă de la ziarul Ziua, care dăduse materialele respective despre SRI, despre Măgureanu și așa mai departe, și despre Iliescu, apare știrea, Dumitru Tinu, odihnească-se în pace, mă anunță, seara mă cheamă la el, domne, zice, avem știrea asta, avem o informație, că ziarista cutare a fugit din țară. Domnul Tinu, zic, cât e de reliable informația? Zic, mă rog, bă, zice, am o sursă care până acum nu m-a dezamăgit. Eu acum ce vă spun este... 95-96. Ce vă spun acum este realitatea jurnalismului, nu este ce auziți pe la școlile de jurnalism, cum confirm din trei surse, dacă se poate independente, orice informație, altfel n-o dai. Să fim serioși, da? De câte ori au venit la ziar tineri din școlile de jurnalism, prima operațiune a trebuit să fie cea de despăduchere a lor. Au intrat în carantină, că trebuia să le scot din cap aiurelile astea pe care domnii profesori de la școlile de jurnalism, care cei mai mulți dintre ei nu publicaseră niciun articol prizat pe scara blocului, la gazeta de perete a blocului lor, de unde stăteau, dar explicau cu mare... Știți cum? Ca vânătorii de balauri chinezești, care toată viața au încercat să prindă un balaur chinezesc, n-au prins și la bătrânețe predau vânătoarea de balauri chinezești. Așa. Și veneau copiii ăștia cu informații din trei. Ce trei surse, bă? La ora 8 fără un sfert pleacă ediția, ai la dispoziție să te hotărăști între 3 și 5 minute, ai... trei surse, uneori ai o jumătate sursă și aia care stă într-un picior pe creangă. Și o dai sau nu o dai? Asta este întrebarea. Poți să nu dai. Ești corect, n-am trei surse, sunt acoperit, foarte bine, dar dacă aia e adevărată și o dau ei la alții, mai faci vreo 3-4 din astea și părul poți să te duci acasă, să-și duci table în ogradă, că nu mai ai ce gazetărie să faci. Asta e realitatea. Și atunci, în astfel de situații, trebuie să riști. Asta e adevărul, trebuie să riști. Mi-aruc aminte la Cluj, am avut o discuție cu cei de la jurnalism de acolo, era domnul Ilie Rad, decan acolo, și mi-aruc aminte că și domnul decan și sala, studenții au înghețat în clipa în care le-am spus, domne, o să vă spun ceva acum, întâi dai și după aia întrebi. La caftală, nu? Da. Întâi dai, după aia întrebi, dom'le, au mărit ochii, tu, cum, domn Popescu, cum se poate așa ceva? Păi nu verificăm. Verifici când poți. Când nu poți, ce faci? Te gândești, de ce fel de știre e asta? Ce știre am eu aici? Dacă am o știre, de pildă, despre faptul că Popescu a călcat o pisică cu mașina ieri și a fugit de la locul accidentului, merită și nu e confirmată. Știrea e, cum am spus, o jumătate știre, foarte nesigură, risc să o dau? Nu. Nu risc. N-are potențial suficient de mare. Dar dacă auzim că Popescu a ieșit din gazetărie, presupunem că era în gazetărie, și s-a înscris în Partidul Aur,
Nu e confirmată nici asta. Eu, fără un sfert, ce fac? O dau sau nu o dau? Răspunsul e, o dau. Pentru că dacă există cea mai mică șansă să fie așa, consecințele sunt atomice ale unei astfel de știri. Și atunci, așa se face opțiunea reală. Riști, sigur că riști. Și am luat-o. Da, poți să pui mâna pe telefon asta, mă rog. E o demonstrație, da. Cum poți spune, ai sunat, apropo de ce spuneai, ai sunat-o pe ziarista respectivă să afli dacă a plecat din țară, că plecasem de la acest caz de manipulare. N-aveam cum să o sun, pentru că n-aveam mobil în 96. N-aveam mobil, exact, și nu-mi răspundea ea mie și n-aveam nicio treabă. În schimb, am zis, domne, hai, ne-am gândit ce să facem, hai, domne, să o dăm. O dăm. Adică asta e scandalul mare cu Iliescu, KGB-ul, miza e mare, dacă a fugit în țară înseamnă că totul e adevărat, deci hai să o dăm, e suficient de gravă poveste. Și din ușă am făcut, ce, vă rog, dacă sunteți studenți la jurnalism, viitori jurnaliști în sală, să nu faceți niciodată. Există două cuvinte care nu trebuie să apară în presă niciodată. Se pare. Cu tare, se pare că nu știu ce. Din momentul ăla, aia nu e presă. Aia nu e nimic. N-ai voie să pui aceste două cuvinte, se pare. Da? Ele sunt o modalitate de a băga rahatul în pământ ca pisica. Da? Asta e, zic, se pare. Înseamnă că nu știi sigur și nu ești în stare să-ți asumi. Și pui se pare. La care eu bântuit de îndoiel, de nu și mă întorc spre tine și zic, hai domnule să punem un se pare, domnul Tilagul. Da, îmi venea să vomit, dar am pus se pare. Care a fost și ultima salvare. După aia am zis, Doamne, bine că l-am pus. A doua zi, ziarul Ziua a dat-o pe jurnalista respectivă pe terasa Anda, că așa era scandalul terasa Anda, cu fotografie, stând cu ziarul Adevărul deschis așa, cu cafeaua și țigara lângă ea și pe prima pagină ziarista cu tare a fugit în țară. Știrea de la noi. Au tras-o, corect, așa și făcut și eu, dacă aveam posibilitatea, dar atunci, iată cum am fost manipulați atunci și de ce a fost posibil acest lucru. Și pentru asta voiam să punem un fragment dintr-un film acum, de un sfert de oră, dar cred că mai bine vorbim decât să mai punem un sfert de oră din film, mai bine... Măcar să devoalăm despre ce film era vorba și conținea el. Era vorba de un film numit Wag the Dog, un film din 1999 al lui Barry Levinson, considerat cumva legat de scandalul Lewinsky, și în care este vorba de... care ideea? Wag the Dog înseamnă scutură câinele. Câinele de obicei scutură din coadă, da? Dar dacă coada scutură câinele, asta înseamnă să creezi un subiect în presă, o ficțiune din nimic. Din nimic. Cum reușești să convingi oamenii că există ceva, un subiect, fără că să aibă nici cel mai mic corespondent în realitate? Invazia extraterestrilor, celebra poveste. Asta făcută de Orson Welles în sfârșitul, în 1940. Bătăi, atacuri, că se considerau extraterestri unii pe alții. Nefiind o știre. Nu, era teatru radiofonic și din când în când anunța speakerul, aceasta e o piesă de teatru radiofonic. Dar Orson Welles, pentru că era cel ce va face Citizen Kane, a mai făcut ceva ce se știe mai puțin, senzația chiar a cilindrului marțian care se deșurubează și ies monștri verzi de acolo, a băgat un borcan într-un closet, în WC-ul jos, și a început să rotească capacul borcanului ca să reverbereze în pereții WC-ului și cu microfonul acolo, și la radio a fost un efect absolut înspăimântător. Au început să urle. Și din case, oamenii au scos armele. Cu arme, femeile țipau prin mașini când oprea cineva mașina.
Deci se poate, prin presă, prin mass media, se poate să inventezi absolut totul de la zero, nici măcar un bit de adevăr, și să convingi mari mase de oameni. Și acolo, în film, care e problema? Problema este într-o singură frază. He fucked a Firefly Girl. Adică președintele Statelor Unite, verbul știți, așa, o minoră dintr-un grup de majorete, Firefly Girls, licuricii Firefly. Da? Asta e problema. Problemă mare, că urmau alegerile în 11 zile. Ce facem? Păi ce să facem? Ca în stepă, când vrem să stingem un foc, inși care pun la cale toată povestea, și ce să facă? Un război. Nici mai mult, nici mai puțin. Război. Cu ce țară? Cu Albania. Dar de ce cu Albania? De ce nu? De ce nu? Și aici o să vă spun un de ce nu din ăsta pe care l-am făcut și eu la un moment dat. Și respectivii, ăsta, manipulatorul principal, vine și spune o chestiune esențială. Ăștia spun, dar cum reușim să îi convingem? Păi le spunem că nu există niciun bombardier B-43 care să fie desfășurat în acest moment în Albania. La care ăștia, toți ceilalți din echipa prezidenției, bine, dar nu există bombardiere B-43. Păi și eu ce am spus adineauri? E, asta ce face? Această modalitate este, presa e un animal. Un animal care poate fi un animal cu butoane. Știi să apeși cu puncte sensibile. Dacă știi să apeși pe ele, restul face ea. Condiția ei, care o face să fie așa, datează de prin secolul XVIII. Până atunci, în presă însemna, adunăm suficiente știri interesante, mai am zis, trece cam o săptămână până adunăm ceva și le punem într-o gazetină. Așa se numeau în Florența, primele foi volante din astea, care grupau știrile din oraș. De acolo, gazetino era de fapt moneda, atâta costa foaia aia volantă, un gazetino, o monedă mică, un creițar, ceva acolo. De aici vine numele de gazetar, de la gazetino ăsta. Ei, până în secolul XVIII, a venit cineva cu o idee, a spus, dom'le, dar de ce trebuie să așteptăm noi zile în șir până adunăm suficiente știri ca după aia să le punem și să vindem? Și vindem numai o foaie cu știrile. Nu putem să vindem în fiecare zi? Asta a fost ideea fundamentală a ziarului. Bun, dar ai știri să vinzi în fiecare zi? N-ai. Și dacă nu le ai, le faci. Și de acolo începe toată condiția mult mai mult mizerabilă decât sublimă a presei. De la acel moment în care ai, n-ai mingea, tragi la poartă. Asta este principiul groaznic al presei. Din propria experiență vă pot spune că e mult mai greu să pui în pagină, și mi s-a întâmplat asta, World Trade Center, atentatele în 2001, când am dictat, cum să spun, materialul despre asta în ediția specială pe care am făcut-o și noi atunci, n-aveam timp să scriu și atunci l-am dictat direct în calculator, în 10 minute, pentru că nu era timp. Atunci stresul mare este să te așezi în fluxul de date care vin de peste tot, multe dintre ele sunt false, unele exagerate, să știi ce să alegi, bogăția de informații este enormă, ăsta e stresul în astfel de momente. Nu se compară, vă spun eu, cu stresul unei zile de august, numită în presă ziua câinilor striviți. De ce?
Pentru că atunci când n-ai ce să dai, dai că o căruță a călcat un câine. Asta era chiar calci tu câinele cu mașina și faci niște post. Faci știre. Asta era din secolul XIX. Ideea cu câinii striviți, când n-ai ce să dai. E bine, eu am trăit această senzație. E groaznic. Pentru un gazetar e cel mai rău. Deci, nu, un război atomic pe care trebuie să-l reflectezi în presă e nimica toată. Era până august 1991, cred, dar înainte de ce s-a întâmplat la Moscova, au zis din asta, seacă, chelie totală, nimic, nimic, trec orele, să face trei, bine zic, la interior mai dau ceva, mai dăm din șpec, mai dăm din ce aveam materiale conserve. Perene, conserve, mai dăm ceva, dar trebuie să dai trei jumatele, trebuie să dai deschiderea, aia din ce dracu o dau? N-aveam nimic. Nimic, nimic. Ora 3, ora 4, ora 5. Te trec sudorile. Dom'le, ăla era un ziar în 1991, avea 400.000 tiraj. Vă dați seama ce înseamnă să ai pe ceafă chestia asta de 400.000 tiraj și tu la ora 4, jumate, 5 n-ai nimic să dai în prima pagină. Ce faci? Și ce să fac, ce să fac? Și la un moment dat dau peste o știre. Eu cam aminte și acum, de la Ager Press. Atunci încă era Ager Press-ul. Era agenția de știri română. Agenția, da, de știri. Ager Press, vine o știre, spunea așa, că unui cetățean din zona Aradului, deci nu de la Timișoara, din zona Aradului, i-au distrus, i-au mâncat lăcustele, tarlaua de grâu. Sau ce avea el acolo, o tarladă de grâu, pe care lăcustele i-au devastat-o. Mă rog, se pare că avea și o fermă omul acolo. Era o știre de la coada știrilor din Ager Press. Vezi ce manipulare? N-avea cum să fie în august că se strânsese grâu. Deci nu, e altceva. Era, nu era grâu, glumesc. Corect. Foarte bine, nu, nu, foarte bine, foarte bine. Iată, puneam grâu, dar nu băga nimeni de seamă. Nu băga nimeni de seamă. Așa. Ce era acolo? Ce-i distrusese? Grâu, porumb, nu mai știu ce. Dar zic, bă, mă gândesc așa și îl trimit pe fotograf, pe fotograful ziarului. La... Corespondentul probabil, nu? Nu. Ce corespondent? Asta însemna să sun la Arad, să păi, da, ce-i asta? Era o greșeală imensă. Nu. Pe fotograful care era în ziar lângă mine. Zic, du-te sus la bibliotecă. Adevărul avea o bibliotecă formidabilă, moștenire din vremea Scânteii. Poate, ce zeci de mii de volume erau acolo. Care se consultau, atenție, așa se făcea de multe ori documentare, mergeai, da, la dicționar și începeai să citești. Să, da, da. Să de asta era necesară biblioteca. Exact, nu că biblioteca. Ziariștii aveau timp să citească, nu, pentru că era... Mă rog, dar era acolo biblioteca. Zic, du-te la bibliotecă și ia un atlas zoologic și pozează-m cu grand angulare, deci un gros plan cu... extreme shot, cum se numește ea, adică apropii foarte mult aparatul, pui un anume obiectiv și respectivul ce obiect pe care îl fotografiezi apare monstruos, mare, deformat de modul de fotografiere. Pozează-mi așa o lăcustă. A găsit ăsta o lăcustă. O călugăriță o fi găsit. Dom'le, numai nu, era lăcustă. Nu era, nu era călugăriță, era chiar lăcustă. Așa, o lăcustă într-un atlas, cred, al lui Böhm, mi-aduc aminte și acum, era un atlas celebru, a pozat omul lăcustă, a venit cu poza aia, arăta groaznic. Era ca un legemeu, ca un de la extraterestru monstruos, insecta aia acolo. Am pus poza aia mare în deschidere și după aia am pus titlul. Titlul, am dat multe titluri, cred că am dat vreo 7 kilometri de titluri în presa românească, dar de ăsta chiar sunt legat sufletește. Invazie de lăcuste marocane în vestul țării. Și acum, vă rog să fiți foarte atenți. Eu nu am mințit acolo. Omului ăluia îi năvăliseră lăcustere pe tarla.
Cine stabilește de la ce număr de lăcuste încolo e invazie și de la cât nu e? Dacă sunt 100 de lăcuste, e invazie? Este, zicem că este. E invazie. Nu era un neadevăr. Nu era un neadevăr. Chiar e bine să formulez așa, da? Nu să spun era un adevăr. Nu era un neadevăr. Mai departe, invazie de lăcuste. Erau lăcuste. Clar, să și vedeam fotografie. Erau lăcuste. În vestul țării. Păi nu era corect? Aici nu e vest? Nu era nimic incorrect în asta. E în vest, Tarlaua omului, da. Aradul e în vest, Tarlaua era lângă Arad. Deci, dacă spun în vestul țării, nu mint. Aia e întrebarea. De ce marocane? De ce marocane, domn? Și aici răspunsul e ca ăla din Wag the Dog. De ce nu? Marocane am pus-o din contaminarea mea cu meseria de scriitor. Da? Eu fiind gazetar, dar eu fiind la bază scriitor, asta am și fost. Gazetăria am inventat-o. Eu sunt scriitor. Așa. Mi-a sunat mie mai bine. Marocane suna virulent, suna periculos. Marocane, dacă-s marocane, e mai rău decât cu alea simple. Culmea, știți care este? Că peste ani de zile, nu știu cum am dat peste chestia asta, am găsit că există lăcuste marocane. Chiar existau, dar eu nu știam când le-am pus acolo. Deci vedeți cum arată o manipulare fără să minți? Da? V-am dat un exemplu, nu de chestii din astea groase, în care, cum a fost aia cu ziarista fugită din țară când ea era pe terasă. Da? Acolo, aici, am manipulat oamenii până la nivelul de a se duce toți disperați acum să-și salveze tarlalele de lângă, din tot vestul țării, nu numai de la Arad. Da? Să putea crea o psihoză de masă, dar ziarul era salvat și putea să plece ediția. Vedeți? Asta e condiția meseriei de jurnalist. M-am gândit eu atunci când am pus asta, am pus titlul ăla că aș putea să creez o psihoză de masă în vestul țării, că aș putea să fac rău cu această știre alarmistă care nu avea corespondent în realitate? Nu. Singurul meu gând era cum ies din chestia asta, cum scot ziarul mâine. Și să știți că asta este gândirea tuturor care au făcut meseria asta la nivelul ăsta de risc și de, mă rog, de asumare, de responsabilitate. Să ne punem în locul publicului. Există vreo rețetă sau vreo strategie de apărare împotriva manipulării? În primul rând, manipulării prin presă. Și spun asta în contextul în care sunt tot mai puține ziare. Evident, presa scrisă, care înseamnă redactor, care înseamnă un tip de ierarhie redacțională, ce duce la verificarea mai acută a știrii. Am lucrat amândoi, ești redactor, merge la șeful de secție, merge la secretarul general de redacție, merge la redactorul șef, merge la capul limpede, deci ca să dai să faci o gogonată, erau puține șanse. Acum, ziaristul de presă scrisă a ajuns să dea știrea în clipa în care cel care o provoacă a terminat-o de spus. Noi când făceam presă eram ultimii, ne uitam seara la televizor ca să vedem dacă mai apare ceva, ascultam radio pentru că erau cei mai rapizi, înregistrau, mergeau și montau. Acum ziaristul de presă scrisă scrie rapid și până să se dezmeticească cel de televiziune, să meargă, să monteze, să facă, știrea e fumată. Ne putem apăra într-un fel de manipularea prin presă, fie că e presă vizuală, fie că e presă scrisă, fie că e... Vom vedea și ce e presa de pe rețelele socializare, dacă se poate numi presă. Nu văd decât un singur mod de a ne apăra, să facem întâlniri de felul ăsta, în care eu, de pildă, vă pot spune, pot spune oamenilor care au contact cu chestia asta care se mai numește presă acum, în mod abuziv. Ea este propagandă și manipulare în proporție de peste 90%, Aceștia nu mai fac jurnalism. Deci jurnalismul are o condiție esențială, obiectivitatea către care trebuie să tinzi. Bineînțeles că ea nu poate fi atinsă până la capăt niciodată, pentru că dacă ai fi un ChatGPT, atunci da, atunci poți să o atingi. Dacă ești om,
nici nu trebuie, cel care îmi spune mie că el este obiectiv 100%, ăla este un mincinos și un închipuit. Nu poți să fii, ai tot felul de înclinații, ai idiosincraziile tale, ai tot felul de elemente care te condiționează din toată viața ta. Important e să ții seama de aceste subiectivități ale tale. Să nu se vadă, nu? Să nu se vadă în ceea ce scrie. În primul rând, să fii conștient tu de ele. Da? Eu, de pildă, sunt conștient de punctele mele slabe. Știu, de pildă, ani de zile am fost manipulat în destule situații din pricina slăbiciunii mele față de tineri, în special în anii 90. După ce am trăit ce am trăit în noaptea de 21 spre 22 decembrie în piața universității, moment în care eu, la un moment dat, m-am aflat în fața unui tank care venea de pe Bulevardul 6 Martie, cum îi spunea atunci, eu am fugit din fața tankului și m-am rostogolit în rigolă, iar doi puști tunși punk s-au năpustit spre tankul respectiv, deci eu, care aveam 33 de ani, eu aveau, nu știu, sub 19 ani, 17-18 ani să fie avut, ăștia doi s-au năpustit cu niște borcane pe care le luase răspărseseră magazin de acolo, de lângă Ministerul Agriculturii pe acolo, și s-au dus și au aruncat cu borcanele în blindajul tankului, în tank, pur și simplu, în vreme ce eu eram pe jos, pe acolo. Precum și alte lucruri pe care le-am mai văzut în noaptea aceea, tineri care cântau, elevi de liceu care cântau, strigau, cântau pe treptele de la Teatrul Național, Poenaru Bordea, Poenaru Bordea. Și eu am constatat că nu știu cine e Poenaru Bordea. Nu știam atunci, m-am informat după aceea. Poenaru Bordea era primul ofițer român mort în primul război mondial, când trupele, treceți batalioane române carpații, când au trecut, au intrat în Transilvania trupele românești, primul ofițer ucis, împușcat, s-a numit Poenaru Bordea, de către trupele austro-ungare. Eu nu știam lucrul ăsta, copiii ăia cântau pe treptele alea și știau. Sau să vezi scris pe zidul universității, Hitler era scris cu vopsea verde, Hitler, Stalin, Ceaușescu, până aici în regulă, Pol Pot. Nu o să uit nici acum șocul pe care l-am avut. Bine, Hitler, Stalin, Ceaușescu, asta știe toată lumea. Dar Pol Pot, să știi cine e Pol Pot și să-l pui alături de ăștia, corect, acolo. Deci, ca într-un graffiti în noaptea aia, acolo, și așa mai departe. Și de atunci eu am rămas cu acest punct slab. Când aveam de-a face cu oameni tineri în jurul vârstei de 20 de ani și așa mai departe, mă muiam. Chiar dacă greșeau, eram foarte tolerant, nu îi pedepseam așa cum ar fi trebuit și așa mai departe. E vorba de jurnaliști. Poftim? E vorba de jurnaliști, da, cu ei aveam de-a face. Așa, care era... Pornisem de la modul în care ne înarmăm cu ce ca să luptăm împotriva manipulării. E suficient să fii informat? De da, unde da. Deci nu poți să lupți decât așa cum înveți gramatică, nu? De presupus că cu toții trebuie să învățăm gramatica limbii române. Tot așa trebuie să învățăm gramatica manipulării. Care sunt mișloacele, care sunt regulile ei și în momentul în care le ai în cap, o să știi când ăla, când îți spune de pildă, vine și spune, e adevărat că Popescu în ziua de a călcat o pisică cu mașina, o pisică roșcată căreia îi lipsea un ochi și care și după aceea Popescu a fugit de la locul accidentului și s-a dus la cârciuma Cireșica unde a băut un coniac. Unirea! Semnul întrebării după asta. E adevărat? Întrebăm, nu dăm cu parul. Asta auziți de la diversi politicieni și, așa zis, jurnaliști la televizor. Vin cu o aglomerare de amănunte în legătură cu o chestiune abominabilă, cu cineva, și după ce îți înșiră toată această
această bogăție de informație care ce sugerează? Păi sugerează că e adevărat ce spun din moment ce eu știu atâtea lucruri. Păi dacă e vorba de o pisică, chioară, cireșica, coniac, unirea, sau cum spunea Corneliu Vadim Tudor, păi știți dumneavoastră că Elenei Ceaușescu o jumătate creiere a luat-o câinele Rex? Când a spus numele câinelui, din momentul ăla, 80% din auditorii e convins că ăla chiar a luat jumătate din creierul Elenei Ceaușescu. De ce? Pentru că e câinele Rex. Vedeți cum ancorele, astea sunt ancore de real, așa le numesc eu, ancore de real. Când dai numele respective și amănuntele astea și la sfârșit spui, am întrebat, n-am dat cu parul, da? Tu, de fapt, creând, sau o altă modalitate, pe care o numesc eu, nu-ți mov. Să spunem că cineva stă liniștit, o doamnă stă liniștită, o doamnă care se numește Nuții, în bucătărie și face de mâncare. Deodată o voce din off, nu știm cui aparține, spune, Nuții nu e curvă. Nu s-a pus nicio întrebare în legătură cu calitatea doamnei Nuții. Nicio întrebare de nimeni. Acest lucru se aude de undeva din eter. Mai trece ce mai trece și auzim din nou, Nuții nu e curvă. Mai trece puțin și din nou, a treia oară, a patra oară, Nuții nu e curvă, nu întreabă nimeni nimic. După a patra repetare, dacă există un auditoriu pentru acest fenomen, mulți dintre respectivii vor fi convinși că în șorțul lui Nuții este și puțin mov. De că ar trebui să spunem bancul. Așa. Înțelegeți, nu e nevoie să, da? Deci iată cum o negație repetată, nesolicitată de nimeni, poate să ducă la contrariul ei, să ducă la convingerea în respectivă audiență că așa este, domnule. Așa e, domnule. Și după aia, când l-ai bombardat pe respectivul cu chestia asta, el peste o vreme o să spună, domnule, nu-ți curva aia? Eu știu, domnule. Fără să mai fie conștient cum a fost el injectat cu, în mod insidios cu treaba asta. Deci iată cât de parșive pot fi modalitățile de manipulare. Să vă mai spun una. Hai să vă dau așa și una, suntem aici într-un spațiu academic, da? Un spațiu universitar. Hai să încep să vorbesc latinește atunci. Argumentum ex silentio. Ex silentio ce înseamnă? Ex silentio înseamnă așa, că îi spui cuiva, ești în dialog cu el la televizor și îi spui, păi da, noi știm, domnule, că dumneata ți-ai violat fica, domnule, dar ar fi bine să mărturisești, pentru că în felul ăsta o să te înțelegem. Iar tu, bineînțeles, că ești năucit în clipa aia de enormitatea pe care o spune ăla și nu spui nimic. Te uiți căpiat, pentru că îți vorbește de fica ta, de chestii care nici nu-ți vine să răspunzi la așa ceva. De pildă, gândiți-vă că îți spune cineva, domnul Popescu, v-a crescut un corn în frunte. Tu ce faci? Faci așa? Să vezi, bă, mi-a crescut sau nu mi-a crescut. Păi dacă faci gestul ăsta, deja ești compromis prin faptul că ai dus mâna la frunte. Și ăla a spus, domnul Popescu, parcă v-a crescut un corn în frunte. Dacă verifici chestia asta, ești terminat. Ex silentio ce înseamnă? Tu ești năucit, stupefiat, te șochează aia gândul la fica ta și la monstruozitatea aia și el spune, vă înțelegem și tăcere. Da? Deci dacă taci, ești vinovat. Sunt oameni care nu au capacitate suficientă de reacție, nu au spontaneitate și sunt puși de diversi vorbeți profesioniști, din ăștia care știu cum să zăpăcească omul onest de cap, cum să-l bage în situații din astea și pe urmă spune, e clar, dacă tace, e limpede, ce să mai este argumentul suprem. Și chiar e, chiar e, pentru că la public prinde așa ceva. Ce să vă mai spun? Vă mai spun? Din astea, chestii de-astea, de, da? Argumentul... Spunea undeva că manipularea mai poartă numele și de violență simbolică.
Violență? Simbolică. Nu. Violență simbolică, da, dar violență nu. Esența manipulării este non-violență. Nu, nu. Manipularea mai poartă, ai spus-o într-o întâlnire cu studenții de la Drept, de la București. Așa. Și asta spuneai. Și mi s-a părut foarte frumos, că într-adevăr e un tip de violență, nu te violentează nimeni. Dar simbolic, da, faptul că îți mută conștiința, îți mută punctul de reper dintr-o parte în alta, o chiar faci... Chiar așa am spus violență? Da. Nu cred că am spus așa ceva. Dacă am spus-o, atunci mă combat acum. E bine? Foarte. Mă combat acum. Nu cred că puteam să spun asta, pentru că mecanismele mele de gândire nu s-au schimbat de atunci și până acum. Au fost niște ani, dar ele, general, nu se schimbă. Eu sunt cap pătrat, nu mă schimb așa de ușor. Deci, violență nu. Tocmai că manipularea are, în esență, non-violență. Ea trebuie să sugereze, manipulatorul este prietenul tău cel mai bun. E singurul om care te înțelege. Care îți vrea binele, în primul vrea rând. Vrea binele, este plin de căldură și înțelegere umană cu tine. Așa trebuie să fie ca să te bage în ce vrea el acolo. Și ăia mari, manipulatorii de clasă, așa, ăștia, știți cum sunt? Există manipulatori de talentați, foarte buni, talentați, și manipulatori de geniu. Manipulatorul de geniu ajunge în momentele lui de maxim să se manipuleze și pe sine, nu numai pe tine. Ajunge să creadă și el ceea ce spune. Regeți? Așa era Hitler. Și Vadim Tudor era de multe ori așa. Nu, Vadim era histrionic total, să spun că l-am. Era total histrionic, n-avea, în interior nu era nimic, el își făcea numerele alea, dar Hitler, ați văzut cum începea Hitler un discurs? Mort. Era fața căzută, vocea mică la început, deși dădea încet în mână, credeai că e, deja are un atac cerebral. Doamne, Deutschland cu tare, nu știu ce. După care începea într-un proces de natură, vă rog? Crescendo, exact. Într-un proces de natură sexuală. Interacțiunea lui Hitler cu mulțimea era de natură clar sexuală. Deci el începea să accelereze, să monteze și se monta sincer în momentul ăla. Când ajungea să urle femei și bărbați, Deutschland, putere, atunci era montat complet. Și începea, o să vedeți, dacă faceți o comparație de pildă, să punem la extrem, pe Barack Obama și pe Adolf Hitler. Gesturile lui Adolf Hitler erau toate penetrante. Gesturi penetrante, deci întotdeauna mâna lui izbea aerul în față, spinteca, penetra în față. Obama n-a făcut niciodată, l-am studiat cu mare atenție, n-a făcut niciodată, gesturile lui erau așa. O rază de 10-15 cm în jurul pieptului. Niciodată nu o să-l vedeți pe Obama spintecând, penetrând. N-are niciun gest penetrant. În schimb, Hitler avea aidoma demonilor din evul mediu. Atunci erau populare două tipuri de demoni, succubus și incubus. Da? Incubusul era demonul care făcea răul prin penetrare și succubus, în special în timpul nopții, prin sugere. Demonul masculin, incubus, și demonul feminin, succubus. Hitler era un demon incubus până într-un anumit moment al discursului și al contactului lui sexual cu mulțimea, când se transforma, este singurul pe care l-am văzut făcând asta, se transforma în succubus. Adică, după ce penetra mulțimea, după aceea avea întotdeauna, într-un discurs, avea acest moment. Adică, acum violați-mă voi. Exact asta era. Până acum v-am posedat eu, acum violați-mă voi. Și ca o fecioară în așteptarea violului, strângea în el și se uita la oameni. Da?
Succubus. Mussolini, de pildă, niciodată n-a fost succubus. Mussolini era la fel, cum să spun, penetrant tot timpul și papagal. Și Neanicu o dădea din mână. Neanicu la fel, penetrare totală. Ia imaginați-vă-l pe Ceaușescu făcând gestul ăsta. Niciodată. Așa. Deci, astea cu manipularea, ce să vă mai spun? Argumentul... Nu e suficient să știi că de aici plecasem, adică e suficient să te blindezi cu informație și atunci când cineva încearcă să te deturneze din punctul în care tu ești bine fixat, faptul că tu știi exact despre ce e vorba, de fapt nu, că înseamnă că n-ar mai avea geniu. Și totuși ți se întâmplă încet, încet să fii mișcat dintr-un loc în care te crezi foarte bine ancorat, da, pentru că nu e așa, ești blindat și totuși un bun manipulator... Da, poate să te scoate de acolo. Așa este, corect, așa este. Mai există, deci, astfel de metode. Să vă spun asta, cum să zic, o să spun un lucru de o simplitate prostească acum, dar m-aș bucura mult ca pe ăsta, din tot ce am discutat noi și o mai discuta aici, să nu uitați pe ăsta. Imaginați-vă un om care stă liniștit așa, să uită, eu acum, și apare undeva aici în fața mea, mie mi-e foarte foame. Da? E foame și în fața mea apare în aer, plutind, o friptură. Suculentă, aburindă, cu garnitură, dacă vreți. Plutind aici, pur și simplu, în aer, în fața mea, contrar tuturor legilor fizicii, contrar la orice, apare aici. Și mie mi-e foame. Prostul este cel care... spune, păi, ce m-a ajutat Dumnezeu, domnule, vorbi, chiar când mi-era foame, domnule, e extraordinar, domnule, întinde mâna, ia friptura și o mănâncă. A nu fi prost înseamnă a te întreba de ce tocmai când mie îmi este foame a apărut această friptură care plutește aici și n-ar trebui să plutească, dar ea plutește. Da? V-am spus, e de o simplitate prostească, dar din păcate există mari mase de oameni în această țară care nu trec testul ăsta. Adică vrei să spui că există un tip de orizont de așteptare întotdeauna, mai crescut sau mai scăzut, și cineva servește acestui orizont de așteptare ceea ce el... Exact, ce aștepți. Deci asta face manipulatorul, identifică dorința, ce vrea omul respectiv în momentul ăla, ce îi lipsește, și îi pune chestia aia pe tavă, dar o pune în aer. În aer, pentru că el n-are soluție, de fapt, la ceea ce dorești tu. Friptura aia e falsă, că de-aia plutește în aer. Noi vrem o bucată de aur acum și aurul apare, nu? Și apare aurul. Pac, aurul. Mai bine decât friptura. Da? Vrei aur, apare aur. Și tu îl iei. De ce? Păi pentru că au crescut ăștia taxele, cresc taxele acum, pentru că nu sunt bani, e inflație, prețurile cresc, strânge. Lucruri reale, corect. Și brusc îți apare lingoul de aur plutind în fața ta și tu îl iei. Asta este. Asta e la urma urmei basic, fundamental în tot ce discutăm noi aici. Hai să vorbim puțin înainte de a ruga sala să pună întrebări. Da. Să vorbim puțin și despre presă, pentru că există clar o dispariție accelerată a ceea ce s-ar chema presă. Da. Și apropo, uite, da, vreau să-ți fac cadou un săptămânal apărut nou, săptămâna asta din Timișoara, și vreau să-l citesc pe prietenul nostru comun, Marcel Tolcea, care scrie un articol, Moartea jurnalismului, suicid sau crimă cu premeditare, spune el. Da. Și spune Marcel aici, opinia publică nu mai vrea nici politică, nici analize, nici gâlceavă, nimic negativ. Vrea amuzament, bârfe, fapt divers, nimicuri ce nu o încarcă. Și poate nu în ultimul rând, mai este ceva nou, fascinant, adictiv. Apariția mediei sociale sau social media a adus odată cu revoluția tehnologică și o revoluție psihologică și mai vorbește despre presa locală, care pur și simplu, așa cum spui și tu, a fost cumpărată, vândută, predată unor oameni care au în primul rând interese politice, apoi interese economice și în cel mai rar caz interese de a face presă. Ce se întâmplă cu presa? Care va fi viitorul ei? E clar că presa pe hârtie
nu o să aibă un viitor lung pentru că oamenii se schimbă. Dar în sine, ne vom mai lua informații de la, din presa? Din ceea ce știm noi presa? Presa pe hârtie nu are viitor din pricina hârtiei. Deci suportul ăsta, e, cel puțin pentru presa cotidiană, e un nonsens în clipa de față. Ce ziar să scoți? Mai sunt, eu știu, câțiva oameni care au rămas cu obișnuința asta, în special oameni în vârstă, cu obișnuința de a citi ziarul la micul dejun, pe hârtie, să-l pipăie, asta, dar sunt total nesemnificativi. Ce să dai? Păi tipografie, hârtie, manoperă, că le știu, slavă Domnului, costă imens să scoți așa ceva. În vrem, concurența este click, da? Dai un click și ai tipărit ziarul. Nu se poate imagina o presă în continuare, o presă pe hârtie. Se mai pot imagina redacții mari? Care... Niciodată. Nici vorbă de așa ceva. Redacțiile uneori sunt 2-3 oameni care agregă știri. Deci șansa unei știri reale, bine documentate, e tot mai mică. Da. În clipa în care nu poți verifica și n-ai bani să faci lucrul ăsta și n-ai... Dom'le, eu o trăiesc pe pielea mea. Uite, o să vă dau acest exemplu pentru că îl cunosc cel mai bine, pe pielea mea. Deci, de 7 ani în continuu puteți citi odată la 3 săptămâni. Nu știu de ce cu periodicitatea asta, deci s-au adunat de 10 de ori s-a întâmplat lucrul ăsta, puteți citi despre subsemnatul aceeași știre. Iubita cu 20 de ani mai tânără a lui Cristian Tudor Popescu. De 7 ani, Robert, nu exagerez absolut deloc. De 7 ani. Ce au făcut? Diferența rămâne, iartă-mă. Da. Va să zic că, acum 7 ani, niște, un paparaț, ce era el pe acolo, dar nici, că nu, paparaț, meseria de paparaț, e grea. E grea, eu aș da pe toți afară. Păi să fii adevărat, să fii paparațul lui Fellini, adevărat, trebuie să stai pântufe, tată, 2 săptămâni și să-l pândești pe ăla, pe politicianul cu tare, să-l vezi când se întâlnește cu amanta, nu știu unde, e muncă grea. Ăștia se duc în dorobanți la cafenea și acolo își fac materialele sau un herăstrău, unde mă pozează pe mine când mă schimb la tenis. Astea sunt, vai de capul lor, adică la noi nici papărățeala nu mai este ce a fost. Sunt niște, vai de capul lor. Așa. Deci, m-au pozat pe mine împreună cu o domnișoară, mergeam prin niște bălți că plouase, cu niște pungi de plastic în mână. Și râdeam. E adevărat, ăsta era singurul lucru ieșit din comun, faptul că eu râdeam în acea fotografie. În rest, realizați potențialul... Ceva bine se întâmpla, se înseamnă, nu? S-a urmat da. Să se întâmplă. Asta dădea probabil potențialul erotic maxim al bălțile, sacoșele de plastic, ceva. Cam asta era. Și îl descrețise pe Popescu. Da, și eu râdeam. De aici, această poză a fost reluată, puteți să verificați ce vă spun, deci eu asta m-am lovit de aia și știu, reluată poza cu știrea în aceleași cuvinte, de 7 ani, aceleași cuvinte, cu iubita cu 20 de ani mai tânără, cu tare, care nu e în politică, nu știu de unde, mă rog, nu era nici iubită, nici politică, nici nimic, nu contea. Repetau sistematic aceleași cuvinte vreme de 7 ani. Face trafic, eu știre, așa se spune în limbajul... Face trafic, exact face asta trafic. Mi-au și spus. Cam, l-am întrebat la un moment dat pe unul de la public, păi cum puteți să dați bătâmpenii aia? Cine dracu citește? Citește, domn Popescu. Citește și are dreptate, că altfel nu o dădeam. Dacă nu s-ar citi, n-am dat. De 7 ani de să citești, ăsta este nivelul la care a ajuns presa românească. Acum, dacă luați de pildă, că așa fac ei, iau ce am zis undeva, fie pe Facebook, fie la Europa FM, înainte când eram la Digi, iau ce au zis, după care vezi cum se duce știrea asta dintr-un site în altul. Se duce din Adevărul, în Evenimentul Zilei, în ziare.com, în o grămadă de astea, să ia știrea respectivă și ea să modifică de la, mai schimbă câte un cuvânt de la un site la altul. De ce? Ca să nu pară că e copiată chiar de tot, așa, știi, luată cu
copy-paste de acolo și mai schimbă, de obicei tâmpificând știrea, când ajunge la ultimul site, e noaptea minții. Nu mai seamănă, s-au mai întâmplat cazul, era contrariu a ceea ce spuneam eu, ajungea la sfârșit ca la telefonul fără fir. Cu contrariu. Deci la nivelul ăsta a ajuns. Domn, ce, mai sunt niște bieți băieți care mai fac, cei de la Recorder, ce mai sunt cei de la România Te Iubesc, de la ProTV, care încearcă să reziste cu disperare, să facă presă de investigație, care înseamnă adevărată, să muncești săptămâni de zile, să te documentezi, să ai, să riști enorm, să-ți dea în cap ăia cu tăiatul pădurilor, să te agreseze interlopii cu mașinile și mai departe. Dar sunt puțini cei care au rămas să mai facă asta. Cei mai mulți fac ce v-am spus. Asta fac, manipulare, propagandă. Spuneai de ziar. Ziarul ți-am spus că nu mai rezistă. Presa, în continuare, presa așa cum a fost ea până acum, dispare. Dispare și se va ajunge, de fapt, de fapt ea a și dispărut în clipa de față. Dacă vă veți uita la marile știri ale ultimilor ani, marile știri, așa, e semnificativ. De pildă, știrea capturării lui, omorârii lui Osama Bin Laden nu a dat-o niciunul dintre marile ziare americane. A dat-o un site din ăsta de tip Click Can-Can de la noi, nu mai știu cum se numea, ceva cu TK, așa, un site, nu era obscur, dar era un site de ăsta, de tabloid, îngrozitor, cu știri de-astea de care vă spune. Ăia au dat primii. Nu Washington Post, nu New York Times, CNN, mai departe, nu CNN, nu tăticu. Ăia l-au dat. Și de asemenea, primul semn al că se întâmplă ceva, că americanii fac ceva în jurul vilei alea de acolo din Pakistan unde s-a întâmplat, l-a dat un cetățean pe Facebook, un cetățean pakistanez, care a postat pe Facebook, dom'le, lângă mine aici, în căsoiul ăsta, e o mișcare, zice, văd niște unii care seamănă pușcași marine americani care pe aici. Și plecând de la știrea aia dată de cetățeanul ăla, s-au dus ăștia în tabloid și uite așa, nu cu concursul marii prese. Da? Și asta se întâmplă. Spuneai un lucru iar foarte important, Robert, dacă mai există încredere în presă. A existat prea multă încredere în presă în anii 90. Până încoace. Presa era patra instituție, domne, în care oamenii aveau încredere în România. Așa e, dar atunci ea avea forme de-a dreptul deformate, ca să spun așa. Deci, oamenii credeau că dacă îl ia Popescu pe ministru cutare la seara, la emisiune, și îl face varză sau carne de mici, cum se spune acolo, demonstrează că omul habar n-are. Hai să dau chiar un exemplu, dacă că nu mai este în viață, un om simpatic altfel, Dumnezeu să-l odihnească, Radu Vasile. Exact la el m-am gândit. Exact. Dar era un om de treabă. Era și scriitor, atenție, ți-amintești? Da, poet. Da, poet. I-am poet. Făcut și o recenzie. Da, da. La un... Și o recenzie se numea Zgomotul Alb. Zgomotul frumos. Alb? Da, da. Frumos. Păi Zgomotul Alb are niște proprietăți. Da, că e și un film. Da, după un autor american. Da, nu, acolo ideea era că observam că în poemul lui Radu Vasile, care era premier atunci când am scris eu această recenzie, dacă îl tăiai în bucăți așa ca pe un cârnat, dacă tăiai o bucată de aici, din poem rămânea la fel de puternic. Puteai să păstrezi doar un vers din poem, rămânea la fel de puternic. Cam asta era recenzia pe care o făceam. A fost ceva mai onestă recenzia mea decât cea a lui Andrei, a lui Andrei Pleșu, care, întrebat fiind ce părere aveți de versurile domnului prim-ministru, și el a răspuns, Dinescu mi-a spus că sunt bune. Mă rog. Are, scuză-mă, apropo de Pleșu, Forța a pățit-o prin anii 70, Șerban Forță,
A fost întrebat de revista Contemporan, se făceau anchetele care e cea mai bună carte și cea mai proastă carte. Și în anul acela Ion Dodu Bălan, care era un mare, mare membru al CC, al CPEX, publicase două cărți și Șerban a zis, la cea mai proastă, zice, ezit între Ion Dodu Bălan un titlu și Ion Dodu Bălan celălalt. Celălalt titlu, da. Înainte de a vă propune să dialog... Stai puțin cu încrederea, să termin, că e important. Da, da, da. Deci în anii 90, atunci a fost la maximum treaba asta. Dom'le, oamenii credeau asta, că se și va întâmpla. Cumva era o prelungire și a ideii greșite, a imaginii greșite despre vot. Pentru că în 1990, când ne-am dus cu toții în proporție de 80 și ceva la sută la vot, îmbrăcați frumos, eu mi-amintesc împreună cu mulți dintre dumneavoastră ci din sală, mi-amintesc că atunci când ne-am dus îmbrăcați frumos, 80%, cu ideea că ce? Cu ideea că dacă bagi biletul ăla în urnă, de acolo o să iasă lapte, pâine, brânză, mălăiești și încălcăiești. Varză, viezure, subțuori și salarii mari și totul se întâmplă dacă facem gestul ăsta magic, pe care nu l-am putut face sub Ceaușescu, să ne băgăm votul în urnă. Ce a ieșit din urnă s-a văzut. Ori asta această imagine de încredere s-a prelungit asupra presei. Și atunci lumea chiar credea, domne, pac, la televizor, i-a zis lui, e clar, se rezolvă, mâine îl dă afară și gata, o să fie pâine și o să fie bine. Și nu era. Nu era odată, nu era de două ori și mai departe. Până când, pe la sfârșitul anilor 90, oamenii au început să-și dea seama că nu e așa. Degeaba să face nu știu ce anchetă, atunci erau anchete. Investigații în toată regula, demascări, chiar demascări. Efecte? Nu. Da, ok. Câinii latră, ursul, mă rog, e un alt verb românesc aici, o să spun trece. Bun, dar asta nu e neapărat vina presei. Asta e, nu, e, nu era vina presei, e, nu era vina, vina noastră. Statului care... Era o confuzie în legătură cu rolul presei, al publicului care credea că presa este cea care arestează oameni, care face ordine, era de fapt considerată prima putere în stat, nu a patra. Asta era problema atunci. După care, cum se întâmplă în situații din astea, e ca în amor. Când investești prea mult, când vine dezamăgirea, ea este colosală în raport cu investiția inițială. S-a produs reflexul ăsta, rebound-ul ăla după 2000, în care încrederea în presă s-a dus spre zero. Și presa a început să fie prizată așa cum mănânci hamburger cu cartofi prăjiți. Ca un junk food. Sau ca, mai simplu, ca floricelele de porumb sau cum mesteci gumă. N-a mai contat ideea asta că presa are reverberații în realitate, că va duce la schimbarea vieții noastre. Nu. Ne distrăm când ne uităm la ăla. N-a mai contat adevărul. Din acel moment nu a mai contat adevărul. Și eu știu exact momentul, primăvara lui 2000. Nu vă mai spun de ce. Ba da, e important. Atunci, ăștia de la Trustul Ringie au făcut, o să mai auziți de ăștia, curând, ăștia au făcut un sondaj, au plătit o sumă enormă, aproape 200.000 de dolari, pe un sondaj în care preluaseră atunci informația Bucureștiului devenită Libertatea, ziarul Libertatea, așa, îl preluase trustul ăsta și știți ce a făcut? A adunat vreo 15 băieți și fete, restul redacțiilor avea 80 de oameni atunci. A adunat 80-100, a adunat 15 băieți și fete, unii dintre ei analfabeți funcționali, i-a pus la un loc acolo cu niște calculatoare, niște telefoane, și a comandat acest sondaj scump, prin care, da, despicat spectral extraordinar până la nuanță. Ce dorește publicul să citească în ziarul Libertatea? Și a avut, domne, cu tare, sportul, muzica, investigații, tot paradoxal, ce fel. A câștigat pagina 5, nu? Paradoxal, a câștigat pagina 5, bineînțeles.
Și după aceea au venit cu sondajul și l-au lipit în geamul sălii unde erau băieții și fetele astea. Și a zis, asta dați. Ce scrie aici? Dați cu caracatița MOV de la fleașca de jos care a explodat azi dimineață? Asta se citește? Asta dați. Din momentul ăla. Din momentul ăla n-a mai contat adevărul. Și tirajul libertății s-a dus skyrocketing din clipa aia, depășit adevărul, evenimentul zilei pe toată lumea, cu această modalitate în care nu mai facem cum am făcut noi în anii 90, în care fiecare ziar avea orientarea lui dată de obicei de redactorul șef. O ideologie, avea niște linii directoare din care nu ieșea și pe care încerca să le impună publicului cu anumite riscuri și pierderi, nu? Cum se întâmpla în 1997 când am îndrăznit să scriu că camioanelor de la uzina Roman le place Valea și parcarea. Camioanelor de la uzina Roman, care era așa și eram dușmanul poporului, a vrut aia să-mi spargă capul în Brașov când m-am dus în fața operei acolo. Deci asta era în anii 90. După care nu s-a mai pus problema nici de ideologie, nici de doctrină, nici de riscuri, nici de meserie. Dăm ce vrea publicul. Invers. Dăm și așa a început dictatura mas asupra media, care a dus în clipa de față la peisajul grotesc, monstruos, pe care îl puteți admira. Când presa este un obiect de consum, nu mai are nicio legătură cu adevărul. Ce mă mai interesează pe mine că dumneata Popescu ești cinstit, tu care vorbești? Nu! Mă interesează să mă dixtrezi, mă interesează să le-o zici. Nu contează dacă e adevărat ce spui. Bă, dar aia a zis-o. Ai văzut? Un lider de partid din ăsta de metal prețios, acum așa, ieri alaltă ieri, un ins bagă capul pe ușe și ăsta zice, ha, cu, bineînțeles cu telefonul tot timpul, ha, ia uitați-vă la el ce față de coruptare. Ce față de coruptare, un argument zdrobitor, nu? Are față de corupt. Și știți aceast, ce, asta știți ține. Ce fel de față are Cristian Tudor Popescu? Are o față cuțitoasă. Cuțitoasă, da. Este, e așa. E te-am este. Citat, să știi. Da, da, știu, mi-amintesc că am... da. Hai să, înainte de a da... Deci asta e, nu mai e despre adevăr în momentul de față, nu mai e despre... Este despre cine reușește să dea, și asta trebuie neapărat să vă spun lucrul ăsta, să vinde cel mai bine acum manipularea proștilor că sunt deștepți. Dacă reușești să-i convingi pe proști că ei sunt singurii deștepți, asta este cu poți câștiga audiență, bani, publicitate și așa mai departe. Reușești să le dai senzația că nu mă prostesc ei pe mine, bă, eu știu, eu mi-am dat seama despre ce e vorba tot. Experți, ce la expert? Ce e la profesor? Ce e la medicul ăla? Nu ne interesează experții, dom'le, știm noi. Știm noi care suntem deștepți. Dacă reușești să-i faci pe proști să creadă că sunt deștepți, ai câștigat bătălia în clipa de față. Te rog, Robert. Urmează momentul oarecum publicitar. Evenimentul la care participăm face parte din proiectul Timișoara Ideas Fest, dedicat ideilor și oamenilor care inspiră comunități. Evenimentul, totodată, este parte din programul cultural național Timișoara, capitală europeană a culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Timp Cultura 2023. Și vreau să vă atrag atenția, să vă dau o știre foarte tare. Știți cine de fapt este sponsorul sau unul dintre importanții sponsori al acestui eveniment? CTP. N-ai observat, nu? Ia uite-te puțin acolo. Ce? Cu roșu, scrie mare. A, CTP jos acolo, da, da, da. Asta e o știre. Întrebări, vă rog să le formulați concis, să-l întrebați, nu povestiți, că sunt convins că sunteți mulți care vreți să întrebați și domnul Popescu vrea să vă răspundă. Ridicați mâna, există microfoane care se plimbă prin sală. Uite, chiar aici a ridicat primul
unul după celălalt. Mă ridic în picioare? Stați sau? Așa, pentru că am văzut că au fost o secundă. Scuze. Numai să facem o organizare. Să ne organizăm puțin, nu? Exact, pentru că am văzut că au fost mai multe mâini ridicate, să facem deja o listă a primilor care vor să întrebe pentru a păstra ordinea. Vă spun din experiență lucrul ăsta, că așa e corect. Deci, așa, vă rog, numele. Numele mic. Cristi. Cum? Cristi. Cristi, da? Cristi, Cristian. Deci, Cristi, da. Cristi. 1, 2, aveați altă mână ridicată. Mario. 2, Mario. 3, Radu. Așa. Oscar, 4. 4, Oscar. O doamnă acolo. Doamna? Lorela. Lorela? Da. Lorela. Doamna Lorela. Bun. Mai e în spate? Ionuț. Ionuț, 6. Mai e Radu, 7. Bun. Mai e vedem. Acolo în spate? Dan. Dan? 8, Dan. Perfect. Bun. Și mai vedem după aceea. Deci avem o plină listă de 8. Te rog, Cristin. Mi se poate da voie să adresez două întrebări? Da, hai. O să fiu extrem de concis. Aș vrea să încep cu un caz particular de ceea ce cred eu că ar însemna manipularea. Anumite posturi TV, vorbesc despre, adică m-aș referi în principal la Nașul TV și la România TV. Nu știu dacă știți, dar în luna august, în 23 august, s-a emis o decizie a CNA-ului prin care s-a dat voie unei jurnaliste, Gabriela, nu mai știu numele de familie exact, CNA-ul s-a întrunit și a emis această decizie prin care a dat voie într-o perioadă de timp de vreo săptămână să cerceteze dacă există tuneluri în Buceci. Celebrele tuneluri dacice. Dacă în interiorul tunelurilor da. Sunt celebrele piramide, da. Ea a venit cu niște imagini. Și mai este și România TV, care pe de altă parte, utilizând un ton, mi se pare extrem de agresiv și... Este întrebarea, că dacă imaginează că fiecare opt fac povestea asta. Cum, practic vorbind, cum se poate combate treaba asta și ce credeți că ar trebui făcut nominal în dreptul acestor posturi TV și radio, de exemplu. Cum să combați gogonatele? Gogonatele, da. Bun, în cazul ăsta cu tunelurile energetice din Buceci, asta, sigur că era o știre care mergea la Partidul Aurifer perfect, că se potrivește cu ei. Dar știți ce? V-aș ruga eu să nu mai râdeți când vine vorba de partidul ăsta. Pentru că nu e de râs. Nu e de râs deloc. Și eu am râs. Am râs. Dar de la un moment încolo am început să nu mai râd. Pentru că există în clipa de față români de ordinul milioanelor care ar vota acest partid. Nu mai e de râs. Deci asta cu tunelurile energetice era o chestiune făcută, bineînțeles, un fake îngrozitor care vinde, făcut însă de niște jurnaliști străini, de niște jurnaliști britanici, cred, care au venit pe aici și să știți că mecanismele distinsei prese occidentale, aia la care ne închinam în anii 90, mamă ce e acolo, să ne adăpăm de la marile ziare, nu e așa, domnule, și acolo sunt tot felul de personaje care fac chestii nefăcute din astea, își câștigă și ei o pâine mânjită cu mai mult sau mai puțină substanță, așa. E, așa au și britanici ăștia au venit aici și ce să dea ei din România? Dracula e fumată, așa, hai să Hagi dăm... nu mai dă goluri. Poftim? Hagi nu mai dă goluri. Hagi nu mai dă goluri, cu ce să dăm? Nadia Comăneci, parcă nu e acum pe afiș, să dăm cu tunelurile energetice din Buceci. Da, o aberație pe care au livrat-o.
Iar, cum să spun, aici, faptul că i s-a dat voie acele de către CNA, că există scris așa ceva, CNA-ul a scris cineva cu mâna lui acolo, domne, să verifice dacă există acele tuneluri în Bucegi. Asta este, într-adevăr, de consemnat. Istoria trebuie să consemneze. Este mecanismul cornul în frunte și pipăirea acolo. Adică dacă ăia spun aberația asta, tu trebuie să te duci și să o contrazici, în momentul în care o contrazici, adică există în legătură cu fake news-ul, există un nivel de tembelism, de cretinism al respectivei știri false, de la care îi faci un serviciu dacă te apuci să o contracarezi, dacă te apuci să o verifici. Așa ceva nu trebuie să verifici, nu? Asta este ideea. Dar sigur există alte manipulări, mult mai periculoase. Eu însumi m-am confruntat cu unele de felul ăsta pe unde am lucrat eu la televizor, cu postări pe ecran, de pildă sindicatele din învățământ în vreme ce profesorii erau în stradă ca să își ceară drepturile, sindicatele de învățământ fac jocul Rusiei, titrat mare pe ecran. Asta nu mai e cu tunelurile de Bucegi. Și să prezinți pe ecran un recrut rus care e luat beat și dus cu arcanul la oaste, ăla nefiind necrut, nefiind niciun fel de recrut, niciun arcan și fiind un ins doar beat într-o discotecă care avea legătură nici cu armata, nici cu nimic, și să dai această știre că mai dăm o lovitură imperialismului lui Putin, ea fiind falsă de la un capăt la celălalt, adică neagră, nimic, adevărat. Astea, da, astea sunt într-adevăr periculoase și dacă te apuci să contracarezi o astfel de știre și explici de ce nu trebuie să se facă așa ceva, de ce trebuie să verifici întotdeauna textul original al unei știri pe care o preiei, dacă e în limba rusă, verifici în limba rusă, dacă e în limba urdu, verifici în limba urdu, nu te repezi, da? Cu cornul în perete să dai știrea aia fără să vezi textul original. Eu am refuzat știri, de pildă, cu traduse în engleză, când mai făceam gazetă, traduse în engleză după, eu știu, un eveniment din Polonia sau un eveniment din America de Sud, tradus în engleză. Am spus, nu, vreau să văd originalul ăla în limba respectivă. Am om, dau telefon, văd, găsesc eu pe cineva care să-mi știe spaniola, să-mi știe poloneza și să-mi spună ce scrie acolo. Ori ca să iei în felul ăsta și să produci știrea respectivă, eu am analizat și v-am spus ce vă spun dumneavoastră. Rezultatul este că am fost dat afară în 24 de ore. Să răspundem, există vreo posibilitate ca să contracarezi astfel de știri, astfel de televiziune? Există, sigur că da. Poți să, dacă ar fi într-adevăr, s-au făcut niște pași, s-au dat niște amenzi de către CNA, mergând până la 100 de mii de lei. Bă, 100 de mii de lei nu ți-e moale. Poftim? Da. Se plătesc. Și sunt suficiente? Poftim? Și sunt suficiente? Numai una nu. Dar dacă le dai în cap sistematic, la fiecare măgărie din asta, le dai în cap cu astfel de amenzi, atunci, la un moment dat, nu o să mai reziste. Pe cale financiară. Deci nu te-a pus să închizi, pentru asta nu voi fi niciodată pentru închiderea unei televiziuni, nici măcar a canalului ăluia, astea care vorbiți, și care poartă într-un mod abuziv, absolut inexplicabil, numele de România. Cine le dă voie să-și pună numele ăsta pe acolo? Asta am întrebat de la bun început. Nu-mi răspunde nimeni. În sfârșit. Deci, nici în cazul ăla nu aș fi de acord cu interzicerea pur și simplu, prin decizie, să nu mai apară, cum s-a întâmplat cu OTV. Dar OTV-ul și ăla avea datorii. Nu, domne, pe cale financiară. 100.000 și încă 100.000 și încă 100.000 în serie. Nu reziști la așa. Nu reziști. Și asta e o modalitate care în străinătate funcționează. Acolo au fost aduse la faliment
ziare, televiziuni băgate în... A fost și acum un caz cu ăsta, cu Fox News, mi se pare, da? În care s-a venit cu avocații la masă și a spus: tăticu, dacă nu recunoașteți chestia asta și nu așa, atunci vă falimentăm. Și ăia știau că chiar așa se va întâmpla. Și au recunoscut. Știți probabil cazul. Asta e singura cale, după părerea mea, democratică, în care se poate face ceva. Dar și acolo sunt limite, că și CNA un organism, e un organism numit politic. Unele persoane sunt de orientare, altele de alta. Vă rog. Următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Mai aveai una? O întrebare, dacă se poate. Te rog. Eu urmează să sper din suflet să pot să devin la anul profesor de istorie, să găsesc un post. Sunt acum student în anul 3 și studiez și... Post TV sau un post? Cum? Un post TV? Un post de profesor de istorie. Da. Și întrebarea mea este, teoretic, cum sau care ar fi modalitatea prin care elevii și studenții să poată fi învățați să cerceteze informația, să o caute și să-și dovedească lor înșiși adevărul sau faptul că ea nu este adevărată, poate nu neapărat minciună, dar să nu fi da, dacă e dezinformare sau... Nu mai e nici măcar dezinformare, studentul se duce la ChatGPT acum, da? Și de la ChatGPT nu e dezinformare, numai că n-ai făcut totul. Asta e o mare problemă în clipa de față. Vă pot spune, cu Alex, cu domnul profesor Condrache, am și discutat aspectul ăsta, se izbește aici, în facultate, se izbește de acest fenomen al ChatGPT-ului, în care ia studentul de-a gata ce îi face mașinăria și ce faci cu asta. Cum te... Va trebui și asta rezolvată, într-un fel, o singură modalitate. Văd rapidă examenul oral. Reinstituirea examenului oral. Asta este. Altceva ce să faci? Ca să-ți dai seama dacă chiar are vreo treabă cu subiectul omul respectiv. Poftim? Dacă e în stare să-și susțină prin viu grai ce a citit în ChatGPT, e în regulă. E în regulă. Asta am spus-o întotdeauna. Nici plagiatul nu mai era ce a fost. Păi dacă e să plagiezi, adică să copiezi, păi să copiezi la examen, mai învățai și tu ceva. Un 10-15% reții, că așa e creierul uman făcut, e mare lucru. Ori acum nu se mai face niciun efort. Puf! Atât. Un clic și a venit textul integral cu care tu n-ai nicio aderență, n-ai nimic. Cum să facă lucrul ăsta? Profesorii trebuie să rezolve problema asta. Ei sunt cei care trebuie să găsească modalitățile. În ultima instanță, profesorii sunt cei care verifică studenții, da? Tu, ca profesor, trebuie să găsești modalitățile prin care să-ți dai seama cine cât merită, cât a muncit, cinstit, cât nu. Asta e treaba ta. Eu făceam lucrul ăsta cât am fost profesor 9 ani de zile, pierzând o zi din viața mea. Stăteam cel mai mult dintre toți profesorii din facultate, din UNATC, stăteam de dimineață și până seara cu fiecare student și îl întrebam. Da? Da. Doctoratele, de pildă, copiate. Păi eu am o singură întrebare aici. Cât de simplu este să-ți dai seama în calitate de membru în comisia de doctorat că ăla a plagiat? Că trebuie să se prezinte totuși la susținerea doctoratului, îi fac trepădușii negri, îi fac lucrarea, bine, bine, dar există o susținere, da? Că mi-am dat și eu doctoratul și știu. Și la susținere, dacă eu sunt în comisie, îmi trebuie cât? 5 minute e mult să-mi dau seama dacă ăla are vreo treabă sau nu cu ce scrie acolo. Nu, iei pur și simplu lucrarea și începi să-l întrebi pe respectivul. De acolo, îți dai seama imediat, fără nicio problemă. Face cineva treaba asta? Nu face. Că aici e problema, de fapt. Doctoratele astea
copiate, plagiat, nu știu cât, toate pe care le-ați văzut pe la diversi demnitari și ăștia, puteau fi sugrumate din fașă de comisia de doctorat. Problema e la comisia de doctorat, la ăia care au spus minunată, lucrare excepțională, magna cum laude și așa mai departe. Asta este. Deci răspunsul e profesorii și sistemul de învățământ. Să trecem la următoarea întrebare. Bună seara! Eu aș vrea să vă întreb ce surse din peisajul media ați recomanda unor tineri, poate neformați, fără cultură politică sau foarte puțină, pentru a-și forma o imagine cât mai puțin distorsionată despre ce se întâmplă în România în ziua de astăzi. Există o singură modalitate consumatoare de timp însă, prin care poți să te informezi mulțumitor de corect. Și anume să te uiți la cel puțin 5-6 surse. Chiar și din astea pârâte. Da? Te uiți la ele, te uiți ce spune postul cu tare de televiziune, ce spune postul cu tare, ce zice site-ul cu tare, despre aceeași știre, uitându-te la ele și operând după aceea o făcând o operație de cross-corelare între toate aceste știri, făcând comparațiile, văzând ce se schimbă în funcție de orientarea televiziunii respective, care îți deformează știrea așa cum are ea interesul. Și făcând aceste comparații, cross-corelări și corecții, poți să ajungi la, să te apropii de adevăr. V-am spus că e, îți dai seama, pentru un om care are altă treabă, trebuie să învețe pentru facultate, trebuie să muncească, e foarte greu să facă așa ceva. Și în clipa de față eu nu pot să-i recomand o sursă de știri credibilă în țara asta. O sursă de știri. De informație în general? Poate? Informație. Informație. Deci să spun, da, domne, puteți să ascultați sursa asta și de acolo veți avea numai informații alcătuite cu bună credință, poate greșesc și ei, dar cu bună credință în spiritul informării cetățeanului. Așa ceva eu nu pot să-mi asum. În legătură cu niciun mediu. Poftiți? Radio, zice doamna. Postul de radio. Ce post de radio? Ia spuneți-mi, dumneavoastră. Radio România, actualități? Adică post guvernamental? Da. Păi acolo, credeți că o să auziți vreodată ceva despre plagiatul lui Ciucă la Radio România Actualități? Sau a lui Bode? Sau despre încercarea de compromite a Emiliei Șercan? Vă spun eu, n-auziți nimic. Nici de bine, nici de rău. Dar n-auziți la Radio România Actualități. Cum n-auzeam nici eu la televiziunea pe unde am lucrat, nimic despre subiectele astea, mortadela, și din nou am vorbit eu despre ele, ce să facem. Că asta este. Îmi pare rău. Vă rog. Recorderul este, domne, băieții ăia sunt în regulă, cel puțin până în momentul ăsta, am lucrat cu ei de destule ori, îi știu pe Voinea și pe Delcea. Până acum nu i-am găsit să fie pârâți, să fie în neregulă. Au mai greșit, au mai și greșit, dar au făcut-o cu bună intenție. Dar nu e de cine? De? Felix Stan David? În primul rând că este, ăla nu este, nu este o sursă de știri. Este, ăla e un site caracterizat de investigație. Lumea se uită pe Recorder pentru investigație, nu pentru știri. Aceea nu este o rubrică cu audiență de care îmi spuneți dumneavoastră. Lumea nu își ia știrile de la știrile Recorder. Recorder nu e un post de știri. Deci nu se uită la asta. Vă rog. Deci v-am răspuns la asta, da? Cu... Cine urma? Nu mai știu, ne uităm în carnețel. Da, sigur. Avem aici lista. Va zic că are Cristi, apoi Marius, da? Și avem Radu. Ați făcut referire la alegerile, primele alegeri libere, cele din 20 mai 90.
Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre alegeri. Din punct de vedere, sau prin prisma manipulării, bineînțeles. Da. Ăla a fost unul dintre momentele de șoc din viața mea de jurnalist, ăla din anul 2000, în clipa în care domnul Emil Constantinescu a ieșit ca o zambilă și a spus că a fost înfrânt de sistem și că se retrage. Comentariul meu a fost atunci pe loc că dacă era în Sicilia și făcea chestia asta, nu mai apuca să ne spună de ce o face. Așa, pentru că nu face așa ceva. De aici a pornit totul. De la acel gest al fostului președinte Constantinescu, care avea datoria atunci, indiferent, el mi-a spus după aia, mă rog, l-am întrebat, domne, nu câștigam, câștiga Iliescu. Păi da, domnul, dar trebuia să rămâi în cursă pentru a-ți băga partidul în Parlament. Țărăniștii care te-au adus în funcția de președinte, erai dator față de partid, să rămâi în cursă și să ajuți partidul. Și cei 15.000 de specialiști, da, erau dator și față. Și cei 15.000, da. Alt exemplu de manipulare cu cei avem 15.000 de specialiști. A plecat, da, s-a tirat, s-a ușchit până sărindar. I-a anunțat la televizor, atenție, dacă ți-am amintești, i-a anunțat la televizor. Da, ritos lucrul ăsta. După care s-a deschis al doilea pas care a dus la Vadim Tudor în turul 2, a fost ciocnirea cap în cap între Muguri Sărescu și Teodor Stolojan. Eu însumi am făcut niște eforturi disperate atunci, manipulatorii. Da, mărturisesc, poftim? Da, da. Unii n-ar spune cei din partea ailaltă că era pozitiv ce făceam. De pildă, l-am sunat pe Nicolae Manolescu, pe care îl știam, pe profesorul Nicolae Manolescu, și am spus, domn profesor, vă rog eu frumos că îl știți, îi știți și pe Mugur și pe Stolojan, că era cu liberalii, cu ăștia. Și ăștia candidau amândoi la președinție, bătându-se cap în cap. Și evident se splita electoratul, se spărgea electoratul, era groaznic. Domne, închideți-i, domne, într-o cameră să se înțeleagă finanțiștii unul cu altul. Băi, faceți un sondaj, vedeți care e în față și ăla trece și ăla altul se retrage și îi dă voturi, e două dracului, nu se poate intra cu doi. Domn profesor, zic că știți de la partid, era membru de partid atunci, Manuel, duceți-vă și vorbiți cu ei. Pacul fusese absorbit de PNL. Îi absorbiseră pacul lor, absorbise PNL-ul. Vorbiți, domn profesor, cu ei. A fost, vedeți, asta e istoria României. N-a fost chip să-i convingă pe acești doi oameni, fost prim-ministru și amândoi prim-ministri și actual guvernator al Băncii Naționale, n-a fost posibil să-i convingă să renunțe unul în favoarea celuilalt, al doilea element care i-a deschis calea lui Vadim Tudor. Iar când s-a ajuns în secvența finală, eu am recurs la lovituri sub centură. Pentru că știu să fac și asta, atunci am recurs la asta. De pildă, am titrat sectantul Vadim Tudor. Ăsta era membru al unei, cum să spun, unei confesiuni. Mă rog, așa, mie puțin îmi păsa ce religie are Corneliu Vadim Tudor. Dânspre partea mea putea să fie și bahai sau... Nu? Lăcustă marocană, nu? Poftim? Lăcustă marocană. Și lăcustă marocană, da. N-aveam nicio treabă, puțin îmi păsa mie să fie ce vrea el, dar aveam o treabă, să-l împiedic pe Corneliu Vadim Tudor să se apropie măcar de președinția României. Și am spus, domnule, la cât de mare e pericolul, orice mijloace sunt justificate. Mi le asum. Știți că asta e o mare confuzie care se face cu zicerea lui Machiavelli, e citată mereu, scopul scuză mijloacele. Fals! Citatul original spune cu totul altceva, vedeți ce înseamnă să te duci să citești cum scria, ce zicea omul ăla la sursă? Asta s-a transmis ca știrea aia cu iubita mea cu 20 de ani mai tânără, s-a transmis până secole, scopul scuză mijloacele. Nu! El a spus cu totul altceva atunci, a spus că poporul
Atenție, poporul va aprecia întotdeauna rezultatele și va uita mijloacele. Ceea ce e cu totul altceva. El spunea ce face poporul, nu că te pătine politician, scopul tău, care urc așa, este justificat prin mijloace. Deci oricât de sângeros, de murdar ar fi scopul ăla, nu, oricât de nobil ar fi acel scop, mijloacele oricât de murdare sunt justificate pentru că scopul e nobil. Niciodată n-a spus asta Machiavelli. Și nici nu e adevărat. Corect este, dacă vrem să fim raționali și etic corect, este scopul asumă mijloacele. Adică, știu că ce voi face acum este la limită, e gri rău, e murdar chiar, e sub centură, dar pentru că eu vreau neapărat să se întâmple lucrul ăla, Corneliu Vadim Tudor să nu ajungă, consider că e un pericol prea mare, voi recurge la acest mijloc și sunt pregătit să suport consecințele. Pentru asta. Pentru că s-ar putea după aceea să nu fiu lăudat deloc, dimpotrivă să primesc chiar pedeapsa pentru chestia asta. Asta este sensul corect, dacă vreți, al acestei ziceri. Și atunci am titrat că e sectant, era martorii lui Jehova sau ceva de genul ăsta. Nu aveam nicio problemă eu cu martorii lui Jehova, să fie sănătoși. Așa. Dar am folosit acel cuvânt, asta e manipulare, da? Sectant, care știam că sună rău la creștinul ortodox din România. Suna rău și am pus sectant acolo. Asta a fost unul și doi. Păi zic, pe ce să mai apăs? Am apăsat pe asta cu creștinii ortodoxi. Bun. Pe ce să-i mai apăs eu lui ăsta? Hai să-i apăs și găsesc un titlu în L'Humanité Dimanche. Uitându-mă în presa străină, L'Humanité Dimanche, ziar comunist. Francez, dar comunist. Și acolo era Le Fasciste de Carpate. Sus, mare, fascistul din Carpați, ăsta cu ochelarii aia Gucci de acum 50 de ani, acum 50 de ani, cum îi avea, negri, în prim plan acolo cu... Sacou alb. Sacou alb, cu ce era pe el, fascistul din Carpați. Al meu ești, mâncația și ciocul tău, pentru că eu știam cum dă la comuniștii bătrâni și la nostalgicii lui Ceaușescu și ai comunismului cuvântul fascist. Ăla crea reflex pavlovian. Fascist, când ai spus fascist, asta este principalul cuvânt de antipropagandă al comunismului și bolșevismului. Ca dovadă că și Putin îl folosește. Putin îl folosește de pe scară largă acum. Una, două, te face fascist. Asta știu comuniștii, să te facă fascist. Și are efect. Are efect pentru că sunt decenii care au trecut, s-au încărcat și are și cu ce să se încarce acolo la fascism. Și am venit cu fascistul din Carpați. Am întrebat-o pe maică mea. Maică mea care fusese membră de partid până au dat-o afară, mă rog. Da, fusese comunistă convinsă în anii 40. Ai verificat titlul? Cum? Ai verificat da, titlul? Da, pe ea. Ești mamă. S-a uitat maică mea. Ăsta e fascist, maică? Da, imediat. Când i-am văzut reacția asta, ea fiind indiferentă în general față de politică în momentul ăla, nu o mai interesa. Noi. Când a văzut fascist, a ridicat sprâncenele, zic, e bine. Asta am făcut. Sunt, cum v-am spus, lovituri la subcentură, la limită. Mi le-am asumat. Dacă veți considera că am făcut niște lucruri incorrecte, din punct de vedere profesional, n-am să vă contrazic. N-am cum. V-am spus doar de ce am recurs la ele. Trecem la următoarea întrebare. Ne uităm în carnețel să vedem cine cu numărul 4. Deci, Oscar. Este Oscar. Numărul... Este Oscar, dacă nu mă înșel. Da, Oscar. Mai e în sală? Da, da. Domnul Popescu, începe o întrebare standard sau clișeu jurnalistic. Cum comentați? Așa. Și urmează. Deci aveți un ex-confrate, dacă putem să-i spunem jurnalist, pe numele lui de botez Robert Turcescu. Apropo de Facebook, ex-jurnalist, bănuiesc și el.
Spunea, zice, prin iulie, eu am spus-o de ceva vreme, dar văd că acum s-a trezit și CTP. Adică, și se autocitează cu o chestie din iunie, unde zicea el că presa a murit și bla, 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 mai departe. Adică, n-ați fost primul care ar fi zis că a murit presa, nu mai avea, a fost domnul Turcescu. Care domnul Turcescu? Voi fi scurt. Tot pe Facebook, unui om de afaceri din Timișoara care are un meci personal cu Dominic Fritz, acel domn l-a făcut pe, poate știți, l-a făcut pe primarul nostru, pui de lepră nazistă. Iar domnul Turcescu, jurnalist, bănuiesc că el se consideră jurnalist, i-a dat cu like-ul. Eu personal l-am rugat. Ce a făcut? I-a dat cu like la postarea respectivă acestui domn om de afaceri. Eu personal l-am insistat la el să șteargă like-ul și l-a anulat, că n-a văzut, că în fine. Și tot domnul Turcescu... Zice, da, ce facem, o exegeză? Nu, acum... Oscar, pune întrebarea. Nu, acum, imediat. Da. Confirm, am văzut Timișoara Capitală Europeană, e un eșec. Iar orașul arată ca Marcel Tolcea, prietenul nostru comun, și Brânduș Armanca sărutându-se sub clar de lună. Deci ambii sunt un eșec cu prietenii noștri. Acum, mai este jurnalist un domn care spune că presa a murit? Nu știu, dacă doriți să comentați chestia asta, e ok, dacă nu, nu. Deci domnul Turcescu mai este jurnalist? Să chiar credeți că o să vă răspund? Cred că nu. Sunt convins. Nu vreau să aveți un meci personal cu el, se pare că meciul personal e din partea cealaltă. Dar eu v-am întrebat, mai poate fi numit un jurnalist cu asemenea afirmații? Nu. Nu sunteți. Dar se crede jurnalist, bănuiesc. Nu. Dumneavoastră, nu sunteți curios să știți vreun răspuns al meu. Dumneavoastră ați vrut să spuneți niște lucruri acum, le-ați spus și ați manipulat publicul. Da, ok. Mai departe. Știam că nu vă pot manipula. Nicio problemă. Mai departe. Lorela. Da. Scuze, eu nu o să pun o întrebare. Tema a fost dezbătută mult mai documentat decât mi-ar permite mie și cu mult umor mi-ar permite mie formația mea umilă, medicală, să o fac. Am să spun doar o vorbă spusă nouă de la catedră de un om în fața căruia mi-a scoate pălăria oricând, dacă ar mai fi posibil. Ne-a spus așa, măi copii, când o să considerați că nu sunteți manipulați, ați intra pe mâna experților. Foarte corect, foarte corect, doamnă, așa este. Cea mai mare greșeală este să te consideri nemanipulabil. E celebra zice, nu mă prostesc ei pe mine. Abia atunci când crezi chestia asta, abia atunci devii o țintă foarte vulnerabilă pentru manipulare. Dimpotrivă, trebuie în fiecare moment să te aștepți că cineva, și în special fiți foarte atenți când vi se întâmplă lucruri bune. Fiți foarte atenți. Eu, de pildă, am un principiu. Mai bine să mi se întâmple ceva rău și să știu de ce, decât să mi se întâmple ceva bun și să nu știu de ce. Ok. Următorul? Întrebarea. Nu mai sunt mulți. Mai este Ionuț? Acolo. Rog. Bună seara! Cine considerați că poartă principala vină pentru volatilitatea, epuizarea, fumarea subiectelor de interes public atât de rapid? Vezi cazul accidentului de la Constanța, explozie Crevedia, cazul Buzatu, presa sau publicul? Și o a doua întrebare în prelungirea primeia... Considerați că treaba unui jurnalist, gazetar, se termină în momentul expunerii știrii sau trebuie să meargă și după, în urmărirea continuității acelei descoperiri? Vezi, de exemplu, cazul de la Recorder de zilele trecute. Mulțumesc. Care anume de la Recorder? În speță Dumnezeu Achizițiilor, în care... Despre armată? Nu. Cel cu preotul în care a făcut niște achiziții și și-a
continuat asta întâmplându-se în 2019 și a continuat și după 4-5 ani, este exact tot acolo, în acelea, cu aceleași metehne. Da, da, am înțeles. Și tot în această idee putem urmări și ultimul documentar al celor de la România Te Iubesc, în care sunt foarte multe cazuri în justiție care efectiv rămân în sertare pe la DNA, pe la procurori. Nu se întâmplă absolut nimic cu ele 5, 6, 7 ani fără ca, să, ca cineva să răspundă. M-am uitat, de exemplu, la domnul procuror, nu, președinte CSM, în care efectiv se uita în cameră și răspundea la cazurile judecătoarelor, nu le mai rețin numele, în care efectiv s-au prescris faptele și au revenit pe informație, pensionându-se, neîntâmplându-se absolut nimic. Am înțeles. Da, mulțumesc. În regulă. La prima întrebare, și este un tango între public și presă în acest moment, presă și televiziune, asta e acum presa, e un tango între ele, publicul face ce v-am spus, și anume frunzărea la aia, trecerea de la una la alta, care este esențială, fumează repede, țigară de la țigară, oricât de teribil ar fi subiectul respectiv, cu morți, mulți, război, explozie și așa mai departe, el nu trăiește mai mult de 48 de ore, maxim, și trebuie să-l întreții ca să trăiască. Asta este o mare problemă în gazetărie, ce mai dăm azi despre cutare? Adică am dat, au murit 15 inși, a mai murit vreunul astăzi? Nu, păi hai să găsim altceva. Ca să menținem atenția, publicul nu e dispus. Dumneavoastră, credeți, poate, sunteți un eșantion semnificativ în sala asta. Sunteți altceva. Nu credeți că, de pildă, când se întâmplă ceva ca explozia aceea groaznică în care au murit oamenii acum, lumea nu este șocată și nu e interesată să afle cei cu familie, oamenilor, ce se întâmplă? Nu. Lumea trăiește senzația momentului, ai văzut, dragă, ce s-a întâmplat, să discută pe scara blocului, a murit ăia, tare, nu știu ce, așa, după care nu mai e interesant. După 24-48 de ore, ori mai încălzești chestia asta, ori vii cu altceva. Asta este realitatea crudă. Oamenii nu sunt dispuși să sufere prea mult împreună cu victimele unui astfel de eveniment. Nici vorbă de așa ceva, iar presa nu face decât să urmeze dictatura mas asupra media de care v-am vorbit. Și atunci vedeți ceea ce ați spus, da? Lucruri teribile. Eu am văzut cum s-a întâmplat cu războiul din Ucraina. Ce uzură rapidă a avut. Aproape că mă durea pe mine sufletul să văd cât de repede s-a uzat acest subiect în sensibilitatea publică. Da? Asta e. Cu asta presa nici n-are ce să facă, pentru că se supune, de 20 ceva de ani, se supune masei și face ce cere masă. Da, nu și pentru că se succed evenimentele și întotdeauna e ceva, mai ales că acum Facebook ajunge o sursă pentru presă. Lumea filmează, lumea postează, lumea îți dă informație și toată una dintre ele... Da, dar informații... oricât de repede s-ar succeda, se fumează la fel de repede. Da, asta zic, ai de unde să alegi și ai de unde să alegi și oamenii nu stau pe subiect prea mult, oricât ar fi el de tușant în primă instanță și de impresionant, nu stau pe subiect. Cât privește aia cu prescripția, păi aia este mulțumită în curții constituționale a României, da? De-aia îi vedeți pe ăștia scoși acum, pe rectorul de la Institutul Politehnic București, Mihnea Costoiu, da? A fost după ani și ani de zile, după ce s-a făcut rechizitoriu limpede, lacrimă, în legătură cu vina lui de trafic de influență și corupție, cu baza cutezătorii, cu Madame Andronescu și cu Dinu Pescariu, acum a fost clasat prin prescripție cazul. Pur și simplu, deci rechizitoriu spune clar că e vinovat, dar
Așa a stabilit Curtea Constituțională, prescripție, și nici nu se mai poate relua cazul, pentru că a avut grijă doamna Curte să prevadă chestia asta. Deci, cum să faci așa ceva? Poate mai apar elemente noi în caz și ar trebui repus pe rol. Nu mai poți să faci nici asta. Odată ce s-a prescris, așa rămâne. Deci, așa face Curtea Constituțională, una dintre cele mai toxice instituții din țara asta, care nu este amendabilă de către nimeni, face ce vrea și putem vedea ce face. N-am ce să vă spun altceva. Cred că mai e o singură... Da. Mai este Radu și Dan. Radu și apoi Dan. Domnule Cristian Tudor Popescu, aș vrea să aduc în discuție un articol pe care dumneavoastră l-ați scris în timpul alegerilor prezidențiale din 1996. Este vorba despre rictusul bolșevic, articol care se consideră că a influențat într-o măsură de 5% rezultatul alegerilor. 5,7. 5,7. Nu, chiar 6%. Să știi că are dreptate, cifra aceasta îi aparține politologului Vladimir Tismăneanu. El a început să o vehiculeze, a estimat că ar fi cam 5%, da. Evident, în defavoarea președintelui în exercițiu de atunci, Ion Iliescu. Da. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi, credeți că prin intermediul acestui articol s-a produs o manipulare a opiniei publice de la acea vreme? Categoric, da. Cum să nu? Păi începând de la titlu, de la titlul articolului, da? Rictusul bolșevic. A fost pe față, vă spun eu una mai tare. Când au fost Năstase cu Băsescu? 2004. Și acolo a fost, domnule premier, cum e, domnule, să te uiți prin lunetă și să împuști o căprioară, ți-amintești? Nu, stai, dacă vrei. Cam pe acolo era. Am împăcat. Nu mai a zis, mama, dacă nu mai mă las de vânătoare. Nu, stai. Deci, a fost o manipulare, bineînțeles, am intenționat lucrul ăsta, doream ca Ion Iliescu să piardă acele alegeri în fața lui Emil Constantinescu, de aceea am scris acel rictus bolșevic și manipularea începea chiar din titlu, nu? Dacă mai trebuia să citești ceva? Nu? Rictusul bolșevic. S-a terminat. Îi puneam crucea de la titlu. Da? Sigur că a fost un text de manipulare, a avut efect. Știți că manipularea uneori nu trebuie să fie fină, trebuie să fie grosieră. În anumite cazuri trebuie să utilizezi tușe groase, vulgare, dure, cuvinte care să aducă cu imagini în spatele lor. Nu merge cu finețuri. Și Iliescu era un astfel de, era o reptilă mare, cu care nu te jucai, nu mergea să-i aduci critici din astea obiective din condei acolo. Nu, acolo trebuia să lovești cu cuvinte ca să realizezi ceva în opinia publică. Ce a fost cu Năstase? Cu Năstase a fost așa, Robert. Am început, mi-am luat o figură angelică, dacă se poate să am eu o figură angelică, da? Porecla mea pe vremuri fiind cap de mort. Da, așa îmi spuneau băieții, jurnaliștii, da, înainte să plece să mai vâneze ceva, du-te bă că vrea cap de mort să-ți dea o pradă. Așa. Am început prin a-i spune, domnule prim-ministru, un iubitor de artă, cum sunteți dumneavoastră, dumneavoastră, care știți să apreciați un tablou, o statuetă, cu chestii de astea. Cum puteți să priviți prin lunetă pieptul plin de sânge al unei căprioare? Da, așa. Veniți sunt de la o lansare de carte sau, de poezie. Sau, și după aia am continuat, sau al unui iepure. Pentru că iepurile era Băsescu. Ei se contraseră la un moment dat, era celebră contrarea între ei, în care iepurașul Băsescu va fi urmărit de lupul, de vânătorul Năstase și o să-i arate el. Ăsta era ce i-a dus mintea pe propagandiștii PSD-ului. Au lovit tare.
Da. Vânătorul Năstase îl urmărește pe iepurașul Băsescu. Arăta ca iepuraș Băsescu cum arăt eu, a mitropolit. Ce să spun? Așa, o tâmpenie, dar îi plăteau ăia să facă cică, să facă campanie cu prostia aia. La care Băsescu și Năstase, unul lângă altul, așa la 2 metri, și Năstase zice, ia uite, îi spune, nu știu, cu era lângă el, șef de campanie sau ceva, n-are urechile lungi. Zice, arătând spre Băsescu, la care Băsescu se întorce, am altceva mare. Perfect! Perfect! Și asta este, iarăși, dacă aș sta să discutăm și n-avem timp să facem chiar un curs în toată regula de manipulare, acum v-aș vorbi de întoarcerea pe loc a manipulării împotriva celui care a lansat-o împotriva ta. Știți ce eficientă este? Uneori ești mult mai eficient întorcându-i în bot exact ceea ce a încercat el, arma cu care a încercat să te lovească. Băsescu aici a fost perfect, l-a terminat. Așa. Asta a fost cu asta, însă știi ce s-a întâmplat atunci? Merită să auziți, asta este fabulos. S-a jurat că nu mai vânează. Că... Ce să sunt din potrivă? Deci, eu știam ce întrebare am pus, știam că e nasol. Și că acolo s-a terminat. Adică pentru mine, acolo a pierdut acolo șase, am avut cifrele după aia, acolo a pierdut șase puncte procentuale în momentul ăla, Năstase. Acum, eu știam că îl pun la o chestie foarte grea acolo. Nu era simplu să ieși din chestia aia cu vânătoarea. Așa, mult din electorat erau doamne mai sensibile, am băgat căprioara cu sângele pe piept. Era nasol. Dar în același timp mă gândeam, bă, ăsta este cutră veche, să vă scoate. Că sunt. Erau modalități să spună, domne, dar ce doriți? Trebuie să lăsăm așa vânatul să umple România? O să ne intre urși în... răspunsul la asta, spunându-i, dar asta să o facă vânătorii profesioniști, nu dumneavoastră de plăcere. Pentru că acolo e ca la șah, când chiar vrei să faci meserie, gândești 3-4 mutări înainte. Nu ca ăștia cu cum comentați. Da? Pune cum comentați și după aia să fecundează, să adapă de la ce îi spune ăla care poate spune orice. Ce vrea mușchiul lui, asta termină și pune următoarea întrebare. Ce să spun? Nu. Când pui o întrebare, te gândești ce răspunde ăla, combini cu următoarea pe care să o pui și pe urmă vine nucleara, cum se numește acum în presă. Da. Deci, asta a fost cu... Așa, și atunci a fost extraordinar. Fața lui Năstase i-a căzut, domnule. Spre stupoarea mea, în loc să aibă niște reflexe de animal politic, să se scoată, s-a schimbat, s-a negrit. N-avei cum să ieși din era și spre final. Ba da, domne! Era nasoală pentru că era în cascadă, a apărut și căprioara, a apărut și iepurele. Ascultă-mă bă puțin, din spate, Robert, îi zice Băsescu, Adriane, spune bă că vinzi armele. Și așa și zis, că se lasă de vânătoare. Da, spune, bă, că vinzi armele. Băsescu i-a spus chestia asta. S-a făcut milă de el. Și ăsta era terminat, mort. Da. Mi-amintesc. Da. Ce n-a zis că le vin, dar zis că se lasă, că nu va mai vâna, că a fost ultima dată. Nu, ceva de... ultima nu. Zicere a fost, nu pot să renunț la vânătoare. Da? Da. Am uitat. Și n-a renunțat. Am uitat că exultam. Pentru mine a fost limpede că va nu, pierde. Nu, că țin minte tot. Și după aia, după ce a pierdut alegerile, s-a dus și a împușcat 45 de mistreți la balc. Că și pe asta o țin minte bine de tot. De bucurie, după ce a pierdut alegerile, s-a dus și a omorât animalele. A scăpat de o grijă. Da. Asta este Maedan. Mai e ceva? E acolo, în spate. Imediat Doamne, imediat eu mai pun o întrebare. Eu să știți că rezist și la un război atomic. Dar nu știu dacă rezistă ceilalți din sală. Eu răspund la toate întrebările. Eu nu cedez. Nu e nicio problemă. Dar vedeți dacă mai rezistă ceilalți să mai stăm aici până la... Da. Vă rog. O întrebare simplă. De ce nu se corectează greșelile gramaticale din articolele chiar la ziare mari, pe site-uri? Da.
Da. Cât țin de clickbait sau de pur și simplu prostia lor? Da. Nu mai e capul limpede. Închipuiți-vă, capul limpede, da. Închipuiți-vă, și o să vi se pară science fiction ce spun eu acum, că în anii 90, până prin 95-96, la ziarul Adevăr, unde lucram eu, existau două ture de câte 5 corectori. Sau corectori, mă rog, cum vreți să puneți accentul. Erau niște absolvenți de filologie, toți, care se ocupau 10 oameni în două ture cu corectarea greșelilor care apăreau în ziar, ca să nu apară o greșeală în ziar. Imaginați-vă că eu, când eram simplu reporter, îmi dădeam materialul și după aceea mă duceam în tipografie la 11 noaptea ca să verific dacă nu cumva, dacă găseam eu vreo greșeală, că îmi verificam textul, și dacă era o virgulă greșită, îi făceam o cinste unui paginator să dea cu dalta în virgulă, pentru că atunci literele și cuvintele erau pe cantul unor plăcuțe de plumb. Da, acolo se punea și zincul, după zețăria era mai încolo. Acum eram la linotip, deci unde era un spectacol fascinant. Nu s-a făcut niciodată un film despre asta, ar fi niște imagini, nu cum culegeau, cum curgea plumbul topit în forme. Vă dați seama ce înseamnă să scrii, nu pe hârtie, nu pe plastic, nu pe argilă sau ardezie, ci să scrii în plumb topit. Cuvintele tale se așezau în plumb. Sprins de material, adică cuvintele, imaginile, acolo erau turnate în materia cea mai grea, în plumb și în zinc. Deci mituiam paginatorul. Mituiam paginatorul să-mi pună virgula cum trebuie acolo. S-a desființat corectura prin 95-96. Eu am mai încercat, după aceea am mai făcut niște încercări disperate de a menține totuși să nu fie chiar greșele așa cât casa în ziar, până într-o zi, în care o fată, i-am spus, bă, scrisese ceva acolo de genul, nu așa, dar nu-mi vine altceva în cap, nu se merită să te riști. Băgase un plug într-o toartă în ăsta groaznic și îi spun, bine mă fată, zic, dar ce e asta? Nu poți să scrii în felul ăsta, trebuie să fii corect. La care asta se uită la mine cu o privire senină, profund senină și spune, bine, da, bine, domn Popescu, dar nu se înțelege și așa. Din momentul ăla, deci asta mi-a răsunat ca un dangă de clopot funebru în cap, fraza fetii ălea, n-am mai zis nimic și s-au dus textele așa cum, să mă scuzați de verbul pe care o să zic, ce ai făcut? Mai exista redactorul de serviciu, las că ce redactor de serviciu? Mai exista capul lasă-mă bă în pace, că după aia au încurcat, au publicat în Adevăr un text din România Liberă și invers. Ca să nu mai lăsăm mai ieftin. Până la tembelismul ăsta s-a ajuns. Ba, iurea! Era aceeași tipografie, nu? Nu le păsa, domne, nu le mai păsa. Își făcea text. Era în aceeași tipografie și au încurcat textele, pur și simplu, dintr-un ziar în altul. Dacă vă puteți da seama. Pentru că jurnaliștilor nu le mai păsa. Apropo de întrebarea mea. Nu le mai păsa. Își dădeau, își făceau ziarul și eu ajunsesem să vorbesc. Ce ai făcut, mă? Ai mai pișat un articol în pagină? Așa vorbeam cu ei. Aruncau în pagină și se duceau în treaba lor. Nu le păsa, nu se mai duceau ca mine dement la 11 noaptea cu dalta, cu virgula, cu astea. No. Nu mai interesa, nu mai avea valoare, stimate domn. Nu mai avea valoare de întrebuințare cunoștința gramaticală. Nu mai avea valoare. Cu toate că Caragiale a definit gazetăria în două cuvinte. Cinste și gramatică. Acum, ce puteți vedea, nu mai are nici primul cuvânt și nici al doilea în compoziție. Și cu asta mai era
o întrebare a dumneavoastră, da? Sau... Bună seara, chiar o să încerc să fiu rapid. Vreau să revin la episodul celălalt pentru că mă preocupă cumva cum rolul jurnalistului în societate. Și mă refer la episodul în care domnul Băsescu i-a dat soluția domnului Năstase. Credeți că a făcut-o din principiu, a apărut spontană, pentru că există o frăție a cadrelor și nu a suportat să fie umilit de dumneavoastră ca reprezentant al jurnalismului. El folosea un termen mai urât, dar nu vreau să repet aici. Sau de ce? Pentru că în final a spus că Băsescu... Ce termen? Spuneți termenul, că nu... Folosea cuvântul de găuzar. Găuzar, da. Așa. Există de fapt, politicienii sau cei care vor să obțină puterea, niciodată nu vor respecta jurnaliștii. Adică de ce ne treabă... Vieții politice de dinainte de 89 și de după. Într-adevăr, exista o anume, dincolo de concurența între ei, cum era între Năstase și Băsescu, sau între Iliescu și altcineva, exista disprețul față de jurnaliști pe care îl nutreau și Iliescu și Băsescu și Năstase, pentru că erau oamenii de la partid. Partidul înainte, pentru partid înainte de 89, spuneți. Era și un meci între partid și securitate. Aia altceva, a, să nu deviem, e cu totul altceva. Rămânem la ce întrebarea, ce fac acum? Mă apuc să analizez partid, securitate? N-are rost. Deci, între partid și presă exista acest raport înainte de 89, definit cel mai bine de Iliescu. Vedeți ce-i cu băieții ăia? Băieții ăia. Ce erau băieții, chiar dacă unii aveau, erau în pragul pensiei, jurnaliștii înainte de 89, erau tot băieții ăia. Băieții, adică slugile partidului, pentru că jurnalistul înainte de 89 nu făcea altceva decât să pună pur și simplu ce îi dicta de la partid în pagină. Și să nu pună ce îi spunea partidul. Asta e tot. Ce să facă altceva? Nu? Jurnaliștii, de pildă la Scânteia, nu se semnau editorialele. Nu? Ăla era fondul. Fondul, articolul de fond care era nesemnat. Adică nu puneai nume acolo, ce să... Era pe prima pagină și n-aveai voie. N-aveai voie pe prima pagină să spui tu numele, dar cine ești tu, mă? Deci mai sunt publicații și astăzi care nu fac asta ca The Economist. Nu înțeleg ce spuneți, vă rog. Ziceam că se mai practică asta și astăzi, mai sunt publicații de largă circulație, cum este și The Economist, care nu au nominal, adică nu au autorul. Asta din cu totul alte motive face The Economist lucrul ăsta. Pentru că The Economist este o revistă super specializată și în momentul în care publică articolul ăla de direcție, mă rog, sau articolul de fond al lor, ăla chiar reprezintă opinia The Economist și ei vor să fie citit ca opinia The Economist. Nu! Acest lucru nu se întâmpla atunci, nu că ar fi avut o astfel de idee Scânteia, atunci n-aveau voie scriitorii, de pildă, să-și pună fotografia pe coperta 4 a cărții în anii 80. Știu că am scos și eu o carte atunci. Nu! N-aveai voie să spui fotografia. N-aveai voie să semnezi. E cu totul altceva la The Economist, ce spuneți dumneavoastră. Dar ați identificat foarte bine, între Băsescu și Năstase exista o solidaritate, indiferent de cât de concurenți erau, o solidaritate, iar Băsescu s-a simțit deranjat în momentul ăla că în casta din care făceau parte el și Năstase ca aparatcic de partid și el ca securist, Băsescu, s-a simțit el lezat, a vrut să apere întreaga structură atunci, văzând că eu chiar îl distrug pe Năstase, sau, mă rog, să și se autodistrugea el, el a vrut cumva să contracareze, ați observat foarte bine acest aspect. Vă rog. Da. Uite acolo, în dreapta. În dreapta era o domnișoară. Sunt aici doi. Uite-ți-o aici.
Bună seara. Care este opinia dumneavoastră cu privire la finanțarea presei de către, din fonduri publice? Iar cumva anticipându-vă răspunsul, ce e de făcut? Pentru că credeți că mi-a anticipat răspunsul, știți ce să vă răspund? O să-l rog să răspundă la întrebarea asta pe Robert Șerban. Eu mă odihnesc între timp. Te rog, Robert. Aparent nu ești plătit din fonduri publice. Tu îți faci reclamă. Eu am un ziar și tu, stat, de exemplu, trebuie să plătești anunțurile pe care le dai pentru fel de fel de chestii și ești obligat prin lege să plătești atât într-o publicație ce încă mai apare pe hârtie și într-un site oricare. Deci legea te obligă pe tine, stat, asta înseamnă Consiliul Județean, ANAF, primărie, să dai astfel de anunțuri, tot felul de anunțuri. Prin urmare, eu îți fac un serviciu că îți public anunțul, tu ești obligat de chestia asta. Prin urmare, suntem curați amândoi. Înțelegeți? Deci, suntem perfect curați amândoi, tu ești obligat să faci anumite campanii ca minister de să nu tăiem pădurea, să nu ne dăm cu capul de pereți, să nu mâncăm microfoanele și ești obligat să-l dai undeva acel anunț, că nu poți să-l faci pe site-ul tău, poți să-l faci pe site-ul tău, dar ești obligat de lege să dai în presă. Și atunci tu te duci la presa care îți place și se pare că o ar oglindi cel mai bine acea. Și prin urmă, suntem curați. Eu îți fac un serviciu, tu mi-l plătești. Eu mă refeream la presă folosită prin acest instrument ca o unealtă a partidelor politice. Eu m-am prins, dar m-am făcut că nu mă prind. Eu vă pot spune doar, vă dau o informație, atât, în legătură cu subiectul. Recorder, în acest moment pe care l-am menționat de câteva ori, și cred că va trebui să ne oprim pentru că o să cedeze până la urmă majoritatea participanților, Recorder în clipa de față trăiește exclusiv din donații. Și eu, donații de la public, atât. Vă rog? Eu cei 3,5% din impozitul pe venit, acolo îi direct. Îi dați la Recorder, da? Și eu le-am făcut donații. Și trăiesc din asta, ceea ce e o condiție extraordinară, vă dați seama. Nu sunt condiționați de nimeni. Practic, nu au sponsori, nu au tot felul de personaje care să le... Așa, acum sunt exclusiv, trăiesc pe baza publicului care chiar apreciază, să știți că sunt donații și pot să se susțină exclusiv din donațiile publicului. Vă rog. Și în afară de acest aspect financiar, cu ce am mai putea noi ajuta simplii cetățeni? Făcând audiență, citind ceea ce scriu oamenii ăia, uitându-vă la reportajele lor, dacă le faceți audiență, îi ajutați. Distribuind. Așa îi puteți ajuta. Vă rog, mai era cineva. Vă rog. Mulțumesc. Dacă aveți un top al prezidențialelor, casele de un pari, top al penitenciarelor? Prezidențialelor. Casele. Am înțeles, pari. Un top al penitenciarelor. Era superbă. Sună chiar a titlul de carte. Sună extraordinar. Așa, un top al ce? Prezidențiale. La prezidențiale, anul viitor. Al prezidențialelor sau? Am un defect de vorbire. Nu, o să înțeleg, nu e o problemă. N-am înțeles dacă prezidențiabililor sau prezidențialelor. Al celor care candidează la prezidențiale. Acum? În 2024. Păi nu știm cine candidează deocamdată. O casă de pariuri a publicat un top. Da? Și pe primul loc este Joana. Așa. Adică cotele cele astea mai mici. Astea sunt cote publice de sondaj. Dacă aveți o opinie, va ieși Joana, președinte, la anul? Vă dați seama că dacă v-aș răspunde prin da sau nu aici, aș fi un tembel, nu un profesionist. Cum să răspunzi la așa ceva? În primul rând că Joana nu se știe dacă va candida. Și nu să știți ce candidați. Nu discutăm decât de potențiali candidați, ce și închipuie presa. Nu și-a anunțat candidatura nici Joană, nici Ciolacu, nici Ciucă, așa, ci cine mai fi.
Nici măcar liderul Aurifer nu și-a anunțat candidatura. Deci despre ce discutăm? Nu e. Și se pot schimba multe. Asta vă pot spune atât. Se pot schimba multe. Apropo de ce se vorbește acum, că cine o să candideze și nu știu ce. Se pot schimba multe. Da, vă rog. În spate. Mulțumesc, bună seara. Alexandru, mă numesc, o întrebare. În perioada 2017-2019, dacă nu mă înșel, a avut loc o serie de proteste pe tema anticorupției. În București, în principal, ne amintim pozele din piața Universității împărțită în trei culori, culorile tricolorului, și în alte orașe din țară. După aceea, cred că suntem de acord cu toții că în... Împotriva ordonanței 13, da, la asta, da, vă referiți? Atunci, cu acel motiv au început în 2017. Așa. Cred că de atunci, cred că suntem de acord că ar mai fi fost diverse teme sau subiecte care să ne mulțumească pe o bună parte dintre noi, cei de rând, precum suntem noi cei din sală acum. Și cu toate acestea, proteste mari n-au mai avut loc. E adevărat că anumite teme, cum ar fi plagiatul, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, la anumitor politicieni de prim rang, nu au apărut pe foarte multe dintre publicații, inclusiv cele private, nu doar radioul public, dar cu toate acestea, mulți dintre noi le cunoaștem. Și atunci, cum se explică că nu mai protestăm? Ne-am moleșit pandemia, ne e frică? Mi se pare că suntem într-o letargie foarte dăunătoare. Întrebarea de ce nu mai protestăm. Da. Păi trebuie să ne gândim la imnul pe care îl putem și cânta. Da? Ce zice? Zice, deșteaptă-te, române, asta înseamnă că ești adormit. Și dacă ești adormit, vorbești până somn. Pentru mine cam... Deci nu vă pot da un răspuns de ce, pot doar să descriu acest fenomen. Poporul român în general doarme și din când în când are câte o ieșire isterică prin somn din asta. Din pat. Există oameni care țin adevărate discursuri fără să se trezească în somn. Eu am văzut așa ceva, da? Omul e cu ochii semi-închiși și parcă e la tribună. Dă și dă în mână cu tare, după care, puc, adorme la loc. Din când în când, cu o periodicitate căreia n-am putut să identific un pattern matematic, cu toate că am cunoștințele necesare, să produce acest fenomen, strigatul prin somn, așa îl numesc eu, cum a fost cel din 2017, cum a fost cel din 2018, din 10 august, așa, cum a fost cel de după colectiv, ăla a fost primul. Deci din 2015, nu? După colectiv, când au ieșit 50.000 de oameni în stradă, atunci și-a căzut Ponta din funcția de premier. Au fost, iată, 2015, 2017, 2018, după care nu mai e nimic. Exact. Deci nu pot să identific când se va, din punct de matematic, când urmează noul strigăt prin somn al poporului român. Dar ce e sigur este că strigă și după aia doarme la loc. Asta e sigur. Așa simt și eu, da. Mulțumesc. Păi, și eu vă mulțumesc. Eu zic să mai punem o singură întrebare. Uite, e domnișoara acolo, ca să lăsăm și pentru data viitoare. Domnul Popescu va mai veni la Timișoara, va mai fi în aulă. Vă rog, aveți ultima întrebare. Poate o. Două atunci, să fie par. Libertatea și implicit controlul presei sunt în strânsă legătură cu democrația. Cred că pentru majoritatea dintre noi e greu să determinăm nivelul de libertate și implicit controlul asupra presei din România comparativ cu altă țară. În opinia dumneavoastră, presa cărei țări poate fi comparată din punct de vedere al libertății cu cea din România? Depinde ce înțelegem prin libertate. Nu? Ca să ne dăm seama de... Să facem o comparație, trebuie să definim termenii. Altfel nu putem face atunci, comparație. Atunci, mai degrabă, nivelul de control asupra presei în țară. Nivelul de control? Adică există o țară în care presa e la fel de controlată ca la noi, nu?
Asta vreau să întrebați? Da, aproximativ, da. Modalitățile prin care se realizează acest control sunt diferite. Unele dintre ele sunt mult mai greu identificabile decât, hai să luăm cazuri extreme, da? Hai să luăm Rusia. Acolo e aproape zero. China. China, Coreea de Nord nici nu există. E o ficțiune, Coreea de Nord, e ceva așa. Însă în Rusia mai există câte un om, doi ați văzut, care înainte de a fi împușcat în cap sau aruncat de la balcon, mai zice câte ceva. Mai zicea pe la Novaya Gazeta, pe la ce mai au și ei pe acolo. În rest însă e controlată 100% de către stat, de către guvern, n-ai ce să faci. Nu aceasta este situația în România. Nu. Să fim cu bun simț. Nu asta este. Controlul în România se exercită altfel, prin mituire. Și s-a și exercitat. În timpul pandemiei, presa din România, televiziunile în special, dar și site-uri, au primit bani gheață și nu puțini, însumând 40 de milioane de euro, 40 de milioane de euro per ansamblu, căciura mare, atât a primit presa pentru, de la guvern, sub titlu de sprijin al presei în vremuri de restriște. Da? Și dacă ți-a dat guvernul niște sute de mii de euro pe acolo, sub acest titlu, mai lași tu să treacă vreun material despre, de pildă, onorabilul Partid Național Liberal? Pentru că operațiunea asta a făcut-o domnul Ludovic Orban. A lui a fost ideea. Deci, iată cum se poate face controlul fără măciucile polițiștilor ca în Moscova sau în China. Sau se poate prin mituire în România. Deci, din punctul ăsta de vedere, este foarte bine controlată cu bani presa. Ce să vă mai spun? Ce făcea Gabriela Firea când era primar, da? Când arunca pur și simplu cu bani în toate televiziunile. Acesta a fost un alt motiv. Eu ar fi trebuit de atunci să părăsesc televiziunea respectivă. Aia a fost prima mare coliziune pe care am avut-o, în care doamna aceea era invitată la interviuri, cum le numesc eu, cu taxă inversă. Da? Adică este adevărat că pământul se rotește în jurul soarelui Marius Chicoș Rostogan. Da? În 365 de zile? Așa, interviuri de-astea servite și, în schimb, curgea publicitatea de la Primăria Capitalei, cum se fac restaurări de monumente, chestii și mai departe, zeci, sute de mii de euro, da? Având bugetul primăriei pe mână, stimata doamnă. Și în felul ăsta a reușit să controleze presa. Deci, în legătură cu această modalitate, iată, vă certific cu informații și date pe care le dețin că s-a întâmplat. Nu se făcea așa pe vremea lui Năstase. Atunci, metodele erau altele. Dădea telefon purtătoarea de cuvânt pe la diverse ziare, radiouri și mai departe și spunea cu tare să fie dat afară. Pentru că ăla spusese ceva. Lucrurile astea se întâmplau și în județ. Prefecții făceau lucrurile astea. Dădeau telefon. Să fie dat afară. Simplu de tot. Simplu, nu cu de ce, cum, ce are. Dacă vrei bani, dacă nu vrei. Nu, out. Și erau dați oameni afară din redacții, nici măcar la telefonul Năstase. Nu, la telefonul purtătoarei de cuvânt. Așa se purta pe vremea aceea. Dar ce vă pot spune cu siguranță este că Băsescu, cel puțin asta, n-a făcut-o ca Năstase. A făcut el altele pentru care nici nu mai vreau să mă gândesc. Așa. Dar asta n-a făcut-o. Băsescu n-a dat niciodată niciun telefon. La niciun ziar, la nicio radio, la nimic. Nu a dat telefoane să dea jurnaliști afară, să pretindă ridice o sanale acolo. Era sau chiar simpatic, mai intra în direct din când în când. Dar cum să? Păi nu m-am încăierat eu cu el de atâtea ori în direct din când. Deci omul era...
E, consemnez, așa a fost. Bun. Mai e ceva? Mai ai ceva? O continuare. În ce direcție credeți că se îndreaptă presa din România? Mi-e greu să-ți răspund, pentru că pe mine presa din România nu mă mai interesează în clipa de față. Cred că un lucru bun ar fi ca presa din... Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla cu majoritatea presei din România acum este să devină irelevantă și să fie înlocuită de niște site-uri, de niște organizații de-astea neguvernamentale făcute de simpli cetățeni care nu sunt jurnaliști și care să facă ei presă așa cum cred, concurând și să dea Dumnezeu să o facă irelevantă pe această presă, să-i spunem, mare, oficială, între cuvinte, că ea nu e oficială, că e o presă privată, dar este infestată, compromisă în totalitate, v-am spus, este presă, în majoritate este propagandă, este manipulare, fiecare în tranșeea lui, sunt așezați ca în primul război mondial, război de tranșee, i-ați văzut? Când se, uitați-vă ce, nici măcar inviți 7 oameni în platou și toți clămpăne în aceeași direcție. Nu pui, dacă uneori se mai pune câte unul, timid, care încearcă să mai zică ceva, înșezătoarea aia, în claca aia. Wow! Deci ăla e pus acolo ca să fie măcelărit, pur și simplu, să ne pustesc toți asupra lui, care bă, tu vorbești, care nu știu ce, și mai departe. Deci, vedeți, în fiecare studio de televiziune, vedeți numai oameni de un fel. După cum e orientat studioul ăla de televiziune? De când n-ați mai văzut o confruntare din asta, cum era în anii 90, da? În alea când îmi spunea mie lumea, mă întâlneam cu oamenii pe stradă și îmi spuneau, dați-i ei, terminați-i, domn, scrâșneau oamenii din dinți, voiau sânge pe pereți, da? Și atunci chiar aveam confruntări face-to-face cu politicienii, între jurnaliști, între politicieni. Acum fiecare politician se duce la punct ochit, punct lovit, servit, cum comentați, nu vă merităm și așa mai departe. Păi da, n-are nicio problemă, nu mai există... Când ați văzut ultimul politician înghesuit, pus la colț de un jurnalist? Nu mai vedeți așa ceva. Totul este mane tekel fares. E cântărit, împărțit, pus fiecare pe căprării și fiecare își face numărul, după cum vedeți, după cum îi cântă muzica lui de pe post, de dimineață și până seara. Deci, de aceea eu sper în viitorul irelevant al acestei prese și să se ridice, domnule, niște oameni tineri, domnule, uite, cum, așa, să facă, de ce să nu facă? Acum poți să faci asta. Eu nu puteam să fac asta în anii 80, că atunci monopolul presei aparținea partidului. Numai partidul avea tipografii. Televiziunea era una singură și aparținea partidului. Unde dracu să vorbesc eu? Și aș fi vrut, aș fi avut ceva de spus, nu? De scris sau de spus. Să mă duc să scriu cu creta pe asfalt înainte de a mă sălta doi băieți tunși proaspăt, nu? De pe stradă. Ce să faci? N-aveai posibilitatea. Acum poți. Acum poți, există internetul, minunea asta, care e groaznică, dar în același timp e o minune, pentru că e, înseamnă posibilitatea de a, când nu mai există nicio alt mediu prin care poți să te exprimi și toate sunt controlate, toate sunt tranșate, există internetul. Da? Asta sper eu, ca locul acestei prese să fie luat de niște băieți și niște fete pe internet care să facă ei presă altfel. Acolo. Eu zic să închem așa în fanfar, nu? Cu fruntea sus, la UVT, Cultura e Capital, acesta este sloganul sub care s-a desfășurat întâlnirea noastră. Îi mulțumesc, domnul Cristian Tudor Popescu. Și... Știi ce? Mă bucur că sunteți obosiți. Mă văd că sunteți obosiți. Asta era, da. Dacă...
Fetița de ieri îmi spusese că am stat de la 19 la 22, vă anunț că am stat de la 17 la 20, adică 3 ore de discuții și le-ar mai fi continuat, dar domnul Cristian Tudor Popescu ne-a promis că va mai veni, va veni la universitate. Mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Sper că fiecare a plecat și va pleca cu o idee de aici, în primul rând cu gândul de a încerca să rezistăm manipulării, să încercăm să rezistăm manipulării, cum au fost câteva poturi și ponturi pe care domnia sa ne le-a dat. Ne întâlnim data viitoare, vă mulțumesc tare mult, rămâneți cei care vreți să luați autografe, va mai exista un efort din partea domniei sale să vă semneze fiecăruia dintre cei care doriți cărțile. Mulțumesc încă o dată, numai bine!